Bună ziua! Bine ne-am adunat la acest eveniment. 2023 este un an important pentru că în toamnă, dacă e să credem ceea ce a spus Comisia Electorală Centrală, urmează să aibă loc alegeri generale locale. Parlamentul e cel care va vota, e ziua exactă când va avea loc acest scrutin local. Ceea ce a spus autoritatea electorală, că acest scrutin putea să aibă loc fie în ultima duminică din luna octombrie, fie în prima duminică din luna noiembrie. Este un exercițiu important. Miza acestor alegeri locale este foarte mare, pentru că în fruntea comunităților trebuie să ajungă cei mai buni dintre cei mai buni reprezentanți ai administrației publice. S-a crezut foarte mult că până la aceste alegeri locale din această toamnă se va urni carul din loc și se vor face pași siguri pentru a implementa reforma administrației publice, reforma administrativ-teritorială. Se pare că e o restanță a legislativului, o să ne spună doamna Larisa Voloc, pentru că e prezentă și dumneaei la acest eveniment, dar astăzi o să vorbim despre monitorizarea avansării reformei de descentralizare, lecții învățate și provocări de viitor. Este un subiect foarte interesant, de aceea o să vă rog să fiți activi, să adresați întrebări. Evenimentul este transmis și în direct, așa că îi rugăm pe cei care au aflat și știu că astăzi are loc acest eveniment să urmărească această dezbatere. Avem prima sesiune de luări de cuvânt. Cuvânt de salut are domnul Igor Talmazan, care este secretar general în Guvernul Republicii Moldova. Domnule secretar general, vă oferim cuvântul. Domnul Valentin, stimați invitați, stimați organizatori, vă mulțumesc mult pentru această invitație de a participa la acest eveniment important. În principiu, noi ne-am pus ca scop și ca sarcină în Guvernul Republicii Moldova de a participa la toate evenimentele consultative care au loc cu și au ca obiect de discuții tot ce țin de administrația publică locală. Dorim să avem o implicare cât mai activă și o consultare cât mai largă a toate procesele administrative care sunt în curs de planificare, elaborare sau de implementare la nivel de guvern și în care, într-o anumită măsură, vizează și administrația publică locală. Dacă se vorbim de subiectul care este discutat astăzi, într-adevăr, doamna Valentina, el este unul care a fost permanent în discuții, au fost situații diferite, perioade diferite, cu avansări mai mari, mai mici, cu pași mai mari, cu pași mai mici. Nu putem spune că nu s-a lucrat mult în acest domeniu, începând în special cu anul 2009, când deja Republica Moldova s-a declarat ca stat care intenționează să adere la Uniunea Europeană. Au fost elaborate un spectru larg de documente, de strategii. Păreri de rău, avem un grad mic de implementare la toate strategiile și toate planurile de acțiune, începând cu aceeași, dacă discutăm despre reforma descentralizării. Fiind un document destul de consistent, un document bine structurat, bazat pe analize exhaustivă a situației și un plan de acțiune care ulterior n-a fost implementat până la capăt, dar câte ceva s-a implementat din el și ulterior fiind prelungit. De asemenea, au urmat după aceasta alte strategii de administrație publică locală și iarăși suntem la punctul când noi suntem într-un proces de elaborare unei alte strategii de administrație publică locală. Acum suntem în procesul de definitivare. Am avut niște ședințe preliminare cu reprezentanții administrației publice locale. S-a reactivat acea platformă de discuții și inclusiv comisia paritară și deja toate subcomisiile care sunt create în baza acestei comisii paritare. Vorbim de 7 subcomisii paritare organizate la nivel de ministere, unii participă și reprezentanții administrației publice locale. Despre lecțiile învățate, aș putea spune că noi suntem într-un proces permanent de învățare a lecțiilor și totuși, părere de rău, nu tot timpul le învățăm. N-aș vrea acum să căutăm vinoveți, să căutăm cumva un spațiu de manevră, de a ne activa la careva responsabilități în administrația publică. Este o continuitate și nu contează de partidele sau de reprezentanții guvernării.
La etapa dată aș vrea ca noi să avem într-adevăr o consultare și o participare cât mai largă în tot ce ține de elaborarea și planificarea activităților pe viitor. La acest compartiment, cum am menționat deja, suntem pe faza finală de a definitiva conceptul strategiei. Am avut niște ședințe preliminare într-un grup de lucru care a fost lărgit cu grupul de lucru pentru elaborarea strategiei de reformă administrației publice. A fost lărgit în sensul că a fost completat cu reprezentanți ai administrației publice locale, la care vorbim despre CALM, și deja am luat în calcul anumite propuneri, sugestii care au fost înaintate, mijlocite în cadrul grupului. Chiar pe ultima sută de metri ieri a mai fost transmisă careva propuneri în acest sens. Noi cumva încercăm să ținem cont de ele, am compilat, am comprimat această strategie. La etapa dată am divizat-o chiar în două, urmează să elaborăm două documente separate, o strategie de reformă administrației publice și un plan de acțiuni care urmează să-l implementăm, să-l punem în aplicare în termen două luni de zile, din care motiv este foarte important de a participa la aceste două procese. Urmează să prezentăm public această strategie, cum deja noi vedem, ea conține două compartimente care au fost înglobate anterior, era o strategie de reformă administrației publice și alta de descentralizare. Cumva încercăm să sincronizăm aceste două documente într-un singur document, că este corect ca să mergem pe aceeași platformă de discuții și să vedem nu acele greșeli, dar cele nerealizări care au fost în anii precedenți și ulterior să mergem mai departe. Ea, de asemenea, nu este mare secret, capacitățile sunt limitate și la nivel central, cum sunt și la nivel local. Pe timpul, dacă era un minister întreg cu un personal de 50 de persoane angajate în mijlocită administrație publică locală, ulterior de diferite considerințe, spunem chiar și politice, acest activ minister a fost lichidat, s-a creat diferite subdiviuni în cadrul Cancelarii de Stat. Acum încercăm să fortificăm domeniul respectiv, dar iarăși în limita personală existentă, din care motiv mulțumim mult pentru suportul acordat de partenerii de dezvoltare, la caz vorbim atât de delegația Uniunii Europene, de diferite proiecte care le avem și desigur de casa mea, care acum suntem într-o discuție destul de avansată, partea ce ține de această strategie de reformă administrației publice. În principiu, chiar astăzi tot mai avem ședință, am mai avut niște discuții și deja colegii au fost antrenați ca experți în diferite domenii. Este vorba de acel proiect de lege care urmează a fi, care rezultă din strategie, eventual proiectul de lege privind la amalgamare voluntară, dar un lucru foarte important ce ține de descentralizare vizează anume o analiză a nomenclatorilor activităților administrației publice locale. El a mai fost făcut odată în 2016, dacă nu greșesc, poate anumite momente îmi scapă, am și eu două luni de zile când sunt această funcție, și acum facem o sinteză, o reactualizare a acestui nomenclator și când vorbim despre descentralizare, vorbim la modul concret despre anumite activități, care anumite atribuții, care pe parcurs fie au fost delegate, fie au fost nimijocit acordate autorităților publice locale și iarăși, de la caz la caz, noi cunoaștem că legea cadru 436 administrației publice locale în articolul 14 stabilește drepturile și atribuții autorităților publice locale, dar fiecare atribuție în parte este realizată din un alt spectru de acte normative, de fie legi, fie hotărâri de guvern. Și în procesul de implementare se constată că, de fapt, pe anumite atribuții, această descentralizare este iluzorie. Da? Iată, chiar săptămâna recent trecut am fost în Briceni, am discutat cu reprezentanții transpublici locale. Unul din problemele de bază care s-au ridicat este, pe exemplu, autorizația de defrișare în fondul forestier și în afara fondului forestier, care în procesul de reformă administrației publice centrale cumva s-au complicat lucrurile și pentru autorizații simple urma să deplaseze fie la Chișinău, fie la Briceni, adică în funcție cum sunt aceste trei regiuni, agențiile de mediu. Acum suntem pe ultima sută de metri de elaborare acestui regulament, urmează a fi aprobat în următoarele ședințe de guvern, prin care va fi o simplă notificare. Iată un exemplu clasic când vorbim despre o descentralizare efectivă, adică când atribuțiile pot fi realizate fără
cheltuieli suplimentare sau fără antrenarea unor eforturi substanțiale din partea administrației publice locale. Și așa vom lua fiecare atribuție pe ansamblu și vom vedea cât este posibil, deoarece la orice reformă de descentralizare sau la o reformă administrației publice locale, permanent urmează să ne, conceptual să ne conduce după principiu cum să-i dai regiului suficient putere fără să-i dai prea multe. Sau să-i dea atâtea atribuții cât le poate duce, corect, cum s-ar spune. La noi, de multe ori, se acordă atribuția, dar nu se prevede mecanismul, sau, de regulă, nu are acoperire financiară, sau situațiile sunt diverse. Multe acte normative care prevăd atribuții administrației publice locale, în special tot ce ține de evidența militară și ele, sau în domeniul protecției mediului, ele sunt din anii 93 și nu au mai fost cumva reactualizate, revăzute, dar prin analiza completă acestui, prin analiza completă și detaliată a fiecărei atribuții în parte, atunci vom vorbi despre o descentralizare efectivă. În caz contrar, noi putem, într-adevăr, să elaborăm strategii, să scriem documente, să ne axăm pe cele principii de bază care stă la administrația publică locală, prevăzute în toate documentele naționale și internaționale, dar la modul practic, dacă nu vom lucra fiecare compartiment în parte și nu vom încerca să identificăm acele carențe, lacune sau contrapuneri sau alte formule de astea juridice care cumva obstrucționează din competența administrației publice locale, atunci tot aceasta se rezultă numai la discuții iluzorii. Eu în principiu aș putea să vorbesc mult, aș dori să avem o discuție destul de interactivă. Vă mulțumesc încă o dată din start pentru această invitație. Vreau să menționez că facem tot posibil să avem la nivel central și inclusiv în colucrare cu Comisia Administrației Publice din cadrul Parlamentului Public Moldova, o platformă de dialog cât mai largă. Strategia vom face tot posibil prin intermediul reprezentanților guvernului în teritoriu, să o consultăm în toate unitățile administrative teritoriale. Mai știm faptul că în procesul de consultare, cu siguranță, de către administrația publică locală, va fi înaintate recomandări și propuneri în partea ce țin de reforma administrativ-teritorială, care este una necesară. Eu o cunosc din propria experiență, am fost consilier local și raional și municipal, în toate consiliile respective am fost președinte a Comisiei Juridice, cunosc din esență toate aceste solicitări, ele sunt justificate, cu certitudine afirmăm că da, într-adevăr, consiliile raionale sunt niște structuri și parțial butaforice, care în principiu exercită anumite atribuții în măsură în care periclitează acei atribuții administrației publice locale de nivelul 1, da, cunoaștem că sunt repartizate fondurile pe criterii politice, pe alte tipuri de criterii care nu tot timpul sunt pe placul, nu pe placul, dar sunt corespunde cu interesele locale. E un vast domeniu de activitate tot ce ține de administrația publică locală. Noi cred că o să trebuia să avem niște ședințe compilate pe anumite sectoare concrete. În caz contrar, nu vom identifica tot spectrul de probleme care pot fi soluționate într-un termen cât mai restrâns. Eu rog toți participanții ca în procesul de consultare atât a strategiei și în special a planului, a programului de pune în aplicare acestei strategii, care va fi o strategie 2023-2030, să vină cu aceste propuneri. În situația în care, în proces de lucru, se va constata că, într-adevăr, este necesar și reforma administrativ-teritorială, vom procede și la această reformă, ținând cont de impedimentele legale care mai sunt acum interpretabile în partea și ținând de posibilitatea organizării, efectuării reformei administrative teritoriale mai puțin de un an din, până la data alegerilor, astfel cum prevede o hotărâre a Curții Constituționale, nu mi-aduc aminte data cu certitudine, dar să vedem dacă este posibil așa chestie din punct de vedere al guvernului. Vom face tot posibilul acea reformă care este necesară și solicitată de către societate, nu din alte motive. Vă mulțumesc mult! Mulțumim mult, domnule Igor Talmazan. Amintim că acest eveniment, aceste discuții publice sunt organizate cu sprijinul programului Comunitatea Mea, IREX, ADEPT, dar și USAID. Iată de ce mă grăbesc să-i ofer cuvântul domnului William Trigg, care este director pentru democrație și guvernare în cadrul misiunii USAID Moldova. Vă rugăm foarte mult! Bună dimineața! Eu sunt William Trigg. Îmi pare rău, nu vorbesc română.
poate în curând. Thank you, Secretary General Talmazan, and thank you everyone for being here today to discuss an important topic such as monitoring of self-governance. Dedicate un nou subiect foarte important, și anume monitorizarea avansării reformei de descentralizare. Eu cred că nu aveți mai mulți campioni și pionieri ai descentralizării care s-au alăturat aceste ședințe astăzi și aveți mai multe propuneri. USAID este mândră să fie, să facă parte din acest proces și să sprijine acest proces. Mulțumim și organizației ADEPT pentru implicare, consistență. Este foarte important ca politicile să fie bazate pe evidențe și în acest sens societatea civilă trebuie să conlucreze strâns cu administrația publică locală și centrală pentru ca reforma să fie implementată eficient. Acest lucru este și mai important în contextul în care rezultatele trebuie să fie monitorizate de la bun început. Vreau să reiterez încă o dată dedicația și angajamentul USAID să continue să sprijine procesul descentralizării într-o consolidare a autonomiei locale și autoguvernanței. Este unul din obiectivele prioritare ale USAID pentru Moldova. Din experiența mea proprie, observând procesele de descentralizare în diferite țările lumii, inclusiv și în țara mea, vreau să vă zic că eu cred în acest sistem care este mult mai eficient la nivelul local. Dacă vă uitați în lume, din exemple din lume, cu cât mai mici sunt unitățile, cu atât mai flexibile, mai capabile, cu mai multe oportunități. Și eu cred că noi în această sală, în Moldova, putem să afirmăm că există unele obiective destul de ambițioase, dar și realizabile în același timp, care sunt posibile de implementat. Dacă conlucrați împreună cu autoritățile publice locale și guvernul central. Și eu vă doresc succese în aceste procese și în cadrul acestor consultații astăzi și vreau să vă mulțumesc pentru că faptul că ați găsit timp să vă adunați și să discutați aceste aspecte, pentru că Moldova are nevoie de aceste procese. Comunitatea mea deja a devenit un partener pentru foarte multe localități din Republica Moldova. Cu un cuvânt de salut, acum vine domnul Daniel Șerban, care este directorul programului Comunitatea mea. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și la mulți ani. Este prima întâlnire în format fizic în anul acesta. Ca de fiecare dată, o mare bucurie să ne revedem, dar întâlnirea de astăzi este cu totul specială și să-mi permiteți să atrag atenția faptului că cam acesta este modelul de discuție în care administrația publică locală și centrală, împreună cu reprezentanții societății civile, dar și a Parlamentului, și iată că și partenerii de dezvoltare, stau în jurul aceleași mese și discută un subiect de importanță națională, cum este descentralizarea. Și noi ne bucurăm că putem, la comunitatea mea, putem să sprijinim aceste eforturi. Trăim momente fierbinți și suntem, așa cum s-a subliniat, așa cum a subliniat domnul secretar general al guvernului, și știind pulsul zilelor acestea, aceste discuții sunt foarte necesare, dar aș vrea să punctez aici rolul societății civile și aș începe cu un cuvânt de mare, mare mulțumire către ADEPT, în principal pentru domnul Boțan și pentru doamna Ina Vrânceanu, care au fost alături cu sufletul, cu toată acțiunea, cu tot entuziasmul în acest proces de monitorizare, prin identificarea și prin măsurarea indicatorilor de santinela descentralizării.
Este un model pe care astăzi îl vom discuta, vedem cât de eficient este, vedem dacă îl putem să îl îmbunătățim pe viitor, dar într-adevăr, așa cum spunea și domnul secretar general, e nevoie de astfel de discuție, e nevoie de un ochi critic care nu vine nici de la administrația publică locală, nici de la cea centrală, ci vine din partea societății civile asupra procesului de reformă. Doar vreau să punctez foarte, foarte pe scurt faptul că noi la comunitatea mea în ultimul an am sprijinit tot felul de inițiative de succes, aș îndrăzni să remarc. Aș spune că suntem alături de câțiva ani buni de Cancelaria de Stat din Republica Moldova, doar să punctez că anul trecut împreună cu Cancelaria am realizat ghidul pentru protecția datelor cu caracter personal și un program amplu de instruire pe care îl vom continua anul ăsta. Împreună cu colegii noștri de la CALM, iarăși în sprijinul tuturor eforturilor pe care CALM și administrația publică locală le face de ani de zile, la comunitatea mea am lucrat cu CALM și lucrăm încă pentru a finaliza politicile din domeniul urbanismului, protecției sociale, serviciilor publice, educație, sănătate, poliție locală, în un întreg pachet și suntem alături de CALM și, repet, de toate eforturile administrației publice locale pentru a promova un dialog echilibrat între administrația publică locală și administrația publică centrală în ceea ce privește responsabilitățile care, din păcate, așa cum foarte corect puncta domnul Talmazan, vin uneori și fără sursele de finanțare sau sunt mecanisme clare de implementare. Aș încheia doar prin a puncta sprijinul pe care îl oferim și cu toată onoarea participăm la întâlniri organizate de Parlamentul Republicii Moldova prin prezența doamnei președinte a Comisiei de Administrație, doamna Larisa Volo, care îi mulțumesc că și astăzi este alături de noi. Iată încă un exemplu în care instituțiile statului vin să participe la acest dialog, iar în continuare, și cu aceasta vreau să închei, suntem alături în tot acest proces de amplă comunicare, care va fi absolut necesar, așa cum se spune aici, în privința captării tuturor punctelor de vedere, așa fel că strategia, dar atât strategia de reformă a administrației publice, dar mai ales implementarea ei să fie un eveniment de succes. Cam asta este drumul Republicii Moldova pentru integrare europeană, iar noi, la comunitatea mea, suntem încă o dată mândri că putem sprijini toate aceste eforturi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Daniel Șerban, care este director programul Comunitatea mea, și domnul Igor Boțan, cu un cuvânt de salut. Domnul Igor Boțan este directorul executiv ADEPT. A fost deja menționat de domnul Șerban că sunt implicați plenar și dumnealor în promovarea acestui deziderat, sau cum să zic, acestei probleme importante, pentru că despre reforma administrației publice se vorbește inclusiv în acele nouă condiționalități pe care le-a acceptat Republica Moldova să fie onorate din partea Uniunii Europene atunci când a primit acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Domnul Igor Boțan. Mulțumesc, doamnă moderator. Bună ziua tuturor! Da, eu reprezint organizația care alături de IREX și USAID a organizat acest eveniment. Vreau să înțeleagă fanii lui Real Madrid că nu a fost alegerea noastră la Barcelona, dar asta e. Acum, stimați prieteni, eu cred că acest eveniment este extrem de important și sper foarte mult că acest eveniment va fi unul care va fi de referință. Când vorbim despre monitorizarea avansării reformei de descentralizare, lecții învățate și provocări, vreau să vă spun că reforma administrației publice este cea mai dorută reformă. Noi am realizat un studiu pe care încă trebuie să-l redactăm înainte de a-l publica și vreau să vă spun că rădăcinile acestei reforme sunt foarte adânci. În descrierea Moldovii de Dimitrie Cantemir găsim referințe la țara de jos, țara de sus, cetățile, ocolurile, ce atribuții aveau părcălabul, alți funcționari și așa mai departe. În cadrul
Imperiului Rus au fost vreo 3 sau 4 reforme de de administrare a teritoriului. În cadrul României regale am avut vreo 3 reforme administrativ-teritoriale. În cadrul Uniunii Sovietice am avut vreo 5 de astfel reforme și dacă ne referim la perioada de independență a Republicii Moldova, începând cu 1991, ne amintim de legea privind descentralizarea, prima lege, proiectul de lege care nu a mai fost adoptat privind reforma administrativ-teritorială. Eu am avut oarecum norocul, apropo, cu ajutorul lui USAID, ca în 1998 să avem acea reformă, care a avut ea păcate, dar a fost un pas în direcția corectă din punctul nostru de vedere. Știți ce a urmat? Un partid a câștigat majoritatea parlamentară și a hotărât să anuleze acea reformă și să reorganizeze teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu branșele teritoriale de partid. Deci unde aveau branșe teritoriale de partid au reapărut centrele raionale. În mod curios, nu știu dacă asta a fost gândit strategic, dar din punctul meu de vedere a fost extrem de oarecum nostim, dacă pot spune așa, ca să anuleze o reformă făcută cu eforturi, inclusiv a partenerilor de dezvoltare. Ei, după care știm cu toții, au urmat eforturi și aici antevorbitorii au menționat strategia descentralizării 2012-2018, care a fost cumva adaptată, readaptată în 2016 și acum dacă ne uităm la conceptul pe care l-a elaborat guvernul, un concept foarte necesar și cred că s-a procedat corect ca un concept să anticipeze strategia, pentru că conceptul a arătat liniile directorii, iar cei care au lucrat asupra conceptului au trebuit să facă o revizie a tuturor documentelor adoptate în ultimul deceniu, astfel încât să se găsească care au fost cauzele că cele două strategii la care m-am referit nu au fost aduse până la capăt, până la sfârșit. Și în mod uimitor, în acele două strategii, 2012 și 2016, găsim și noțiunea de amalgamare voluntară, apropo, și găsim și alte noțiuni foarte importante, dar prin ce se deosebește acest concept care anticipează viitoarea strategie, este că pentru prima dată, pentru amalgamarea voluntară, se oferă un incentiv, adică o momeală financiară. Și acest lucru contează foarte, foarte mult, pentru că este adevărat că e corectă această abordare. Oamenii din Republica Moldova au o anumită experiență cu exercițiile de reformă administrativă anterioară și această experiență, așa cum am pus în evidență, nu este cea mai fericită. Și noi, ca organizație care ne-am propus să monitorizăm procesul în baza unor indicatori absolut obiectivi, care sunt publici și asupra cărora trebuie să lucrăm pentru a colecta indicatorii respectivi și a face concluzii, iată că ajungem la concluzia foarte importantă, că cetățenii din Republica Moldova nu sunt înclinați să oferă mai multe competențe administrației publice locale, pentru că s-a stabilit așa un sistem foarte, foarte, cum să zic eu, osificat până la urmă, dacă citim strategiile la care m-am referit, unde accentele sunt puse corect. De aceea, înainte de a începe această reformă sau de a o continua, este extrem de important să înțelegem că avem de lucrat cu cetățenii ca să înțeleagă care sunt beneficiile. Al doilea lucru extrem de important. Noi înțelegem că cea mai respectată instituție în Republica Moldova, instituție publică, este primăria. Iar primarii, în sensul bun al cuvântului, formează o corporație. Sigur că corporațiile au cu certitudine părțile bune, au și părțile negative. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, dar respectul cetățeanului pentru primărie este absolut necesar și noi
cei care ne-am angajat într acest proces trebuie să înțelegem că este corect când se spune amalgamarea voluntară. Este corect când se dă un incentiv, un impuls ca oamenii să înțeleagă cât de important este să optimizăm cheltuielile, și aici ajung la momentul crucial, contextul. Deci, după etapele mult durutei reforme administrative în Republica Moldova, începând din, așa cum spuneam, din perioada lui Dimitrie Cantemir, iată, până în prezent avem 300 de ani, deci noi trebuie să înțelegem că contextul actual ne obligă să nu ratăm o șansă. Este vorba despre faptul că țara noastră a primit acest statut de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și momentul ne obligă să ne unim eforturile. Ce am reușit până acum? Iată, colegii antivorbitorii au menționat. Am reușit niște lucruri foarte importante. Deci, noi ne-am auto-organizat, pentru că aici, în această sală, avem secretarul general al guvernului, avem președintele Comisiei Parlamentare de Specialitate, avem reprezentanții primarilor, Calmul, avem organizații care sunt extrem de bine dotate, cum este Viitorul, Comunitatea Mea, alte organizații, Promolex și așa mai departe, care au format o coaliție. Avem partenerii de dezvoltare, USAID-ul, avem AIREX, și asta arată că noi, fiind prezenți aici, ca și cum ne-am auto-organizat pentru că cu eforturi comune, ținând cont de contextul foarte important, să găsim fiecare dintre noi, să găsim nișa în acest proces, astfel încât cu eforturi comune să putem împinge lucrurile înainte. Aici vreau să menționez că până așteptăm strategia să fie publicată, este foarte important să înțelegem la întâlnirea de astăzi că doamna prim-ministru s-a referit la ce urmează. Înțelegem din concept că această reformă va dura aproximativ 7 ani de zile, ceea ce contează foarte mult, și asta are în vedere că și populația și comunitatea autorităților locale trebuie să aibă un parcurs foarte bine pus la punct, etapizat, astfel încât toate hibele care există în administrație, neajunsurile, obiective și de ordin subiectiv să fie înlăturate. Deci prima etapă, așa cum spunea și doamna prim-ministru în intervențiile sale publice, se referă la amalgamarea voluntară. Pentru asta e foarte important că sunt aceste resurse, dar sunt foarte multe neclarități. Deci, întregul mecanism, cine inițiază procesul de amalgamare, cum este parcursul, deci aceste lucruri încă trebuie gândite. A doua etapă, așa cum spunea doamna prim-ministru, se va referi la revizuirea legislației și la revizuirea atribuțiilor pentru nivelul 1 al administrației locale și nivelul 2, accentul punându-se pe nivelul 1, așa cum înțelegem cu toții. Deci, cred că va fi și a treia etapă de implementare propriu-zisă. Și acest lucru trebuie gândit foarte, foarte bine. Domnul secretar general s-a referit la hotărârea Curții Constituționale din 2002, din februarie 2002. Este foarte importantă această hotărâre. Ea, din punctul meu de vedere, dacă o interpretăm, înseamnă că lucrurile trebuie pregătite. Iar reforma propriu-zisă în condițiile ei noi trebuie să aibă loc după un proces electoral, pentru că Curtea Constituțională a stabilit că mandatul autorităților locale nu poate fi trunchiat. Ne amintim de ceea ce s-a întâmplat în 2002, când guvernarea centrală a hotărât să truncheze mandatul autorităților locale cu un an de zile, și știm ce scandal a ieșit din asta. A fost nevoie de intervenția Curții Constituționale. Acum, ca să nu lungesc vorba, cred că vom avea de discutat foarte multe lucruri importante. Pentru noi, ca adept, organizatorii acestei întruniri, contează foarte mult
să regândim procesul referitor la colectarea și analiza indicatorilor de sentinelă. Din acest punct de vedere este foarte important accesul la informație, informație publică la care au nevoie toți, pentru că noi vrem să fim extrem de obiectivi. Noi vrem să, și suntem convinși, este normal ca să existe tot felul de, cum să zic eu, dezbateri, neînțelegeri. Este un proces absolut normal. Noi vrem să fim obiectivi atunci când ne referim la date care trebuie să fie de referință. Al doilea lucru foarte important este autoorganizarea la care m-am referit. Această coaliție largă cu parteneri care și-au rolul foarte important și, desigur, suportul partenerilor de dezvoltare. Și ultimul lucru la care m-am referit, toată această reformă trebuie să fie încununată. După 300 de ani chiar ar fi cazul să fie încununată această reformă cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sperăm foarte mult, așa cum înțelegem cu toții, este proiectul național al Republicii Moldova, iar pentru autoritățile locale și pentru cetățeni, procesul respectiv poate fi însoțit de suport financiar foarte serios dacă parcursul reformelor demonstrează că injecțiile financiare, suportul, sunt asimilate cum se cade, există capacitatea administrativă și alte lucruri foarte, foarte importante. Cred că am lungit vorba, vă mulțumesc pentru atenție și sper că vom avea discuții constructive astăzi. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Igor Boțan a transmis un mesaj încurajator, a spus că e o reformă dorută, dar cel mai probabil va mai provoca dureri de cap încă 7 ani, așa că trebuie o înarmare cu multă răbdare. Mulțumim, au fost cuvintele de salut din partea celor care organizează acest eveniment și acum îi ofer cuvântul doamnei Ina Vrânceanu, care este coordonatoare de proiect ADEPT. O să ne prezinte principalele concluzii și provocări privind exercițiul de monitorizare a avansării reformei de descentralizare prin prisma indicatorilor de sentinelă. Ina, te rugăm! Bună ziua! Să știți că am emoții foarte mari pentru că urmează o parte mai mult tehnică a acestei discuții, o componentă explicativă ca să înțelegeți exact ce pași am urmat atunci când ne-am aventurat să realizăm o monitorizare pentru avansarea reformei de descentralizare, care în anul trecut, prin luna decembrie, era un vis pentru Republica Moldova sau cumva acest an, 2022, a lansat niște discuții, a lansat niște direcții de viitor, niște obiective foarte clare, fiind încununat cu acel concept pe care acel concept de reformă a administrației publice. Și în acest sens, eu vreau să vă fac o călătorie în acel parcurs pe care l-am avut noi. Deci în perioada ianuarie-decembrie 2022 au fost realizate 3 rapoarte. Aceste rapoarte urmau să fie trimestriale, însă ținând cont de faptul că am întâmpinat unele dificultăți referitor la datele publice, referitor la identificarea acelor indicatori sentinelă care urmau să completeze lista deja agreată sau propusă împreună cu partenerii de la comunitatea mea. Deci au fost produse aceste rapoarte. Deci primul raport a fost pentru anul 2021, al doilea raport pentru semestrul 1 al anului și respectiv raportul numărul 3 pentru trimestrul 3 al anului. Toate aceste rapoarte au urmat 3 discuții publice tematice. Deci pe lângă faptul că noi am avut o listă de 11 indicatori pe care i-am prezentat nu cu regularitate și nu strict pentru fiecare raport, pentru că această dependență de disponibilitatea datelor din partea autorităților publice centrale
era diferită. Aceste discuții au avut loc în contextul în care am avut descentralizarea în contextul crizei refugiaților și am discutat împreună cu administrația publică locală care a fost prezentă la acel eveniment și alături de administrația publică centrală. Am discutat acele deficiențe pe care, dacă ar fi fost o descentralizare, cum autoritățile se descurcau în contextul crizei refugiaților. A doua discuție publică a avut subiectul descentralizare prin prisma resurselor umane. Deci, subiectul resurselor umane este unul dureros, dar nu este unul care nu are un viitor și nu poate fi realizat în contextul în care avem acest concept de strategie acum și urmează unul din compartimentele acestui concept este direct dedicat capacității sau performanței resurselor umane. Și respectiv, cel de-al treilea raport a fost prezentarea clasică a indicatorilor Sentinel pentru trimestrul 3 al anului 2022. Ce înseamnă un indicator Sentinelă și care este filozofia acestora? Deci un indicator Sentinelă este un semnalizator al proceselor complexe care sunt dificil de studiat în întregime. Deci asemenea indicatori se plează foarte bine cu ceea ce înseamnă reforma de descentralizare. Ea este foarte complexă, ea ține de diferite domenii. Și o să vedeți că noi nu am încercat, deci acești indicatori nu încearcă să ofere niște cauze sau niște rezultate. Ei, de fapt, prezintă niște dinamici, prezintă niște evidențe care ne oferă posibilitatea sau indică direcții de cercetare ulterioare. Provocarea, mare provocare pentru noi a fost atunci, pentru că cumva descentralizarea se pliază foarte bine cu ceea ce înseamnă resurse financiare disponibile sau, în general, resurse financiare. Noi am avut o provocare destul de mare pentru ca să identificăm acești indicatori Sentinelă în afara resurselor financiare, în afara subiectului financiar, care este unul, zic eu, primordial în ecuația pentru realizarea descentralizării. Acești indicatori de Sentinelă pe care noi îi avem, puteți să vizualizați pe fiecare în ghidul inclus în materialele care v-au fost prezentate pe ultima pagină, ca să vă fie mai, poate mai comod. Avem, deci, aceste întrebări Sentinelă. Dacă resursele disponibile autorităților publice locale sunt suficiente pentru îndeplinirea funcțiilor acordate? Întrebarea 2 era dacă serviciile prestate și activitățile desfășurate de către autoritățile publice locale răspund necesităților cetățenilor. Și întrebarea 3, dacă autoritățile publice centrale soluționează probleme sistemice ale autorităților publice locale. Respectiv, filosofia noastră a fost să încercăm să ne gândim, să gândim sau să regândim acești indicatori în afara cadrului foarte, foarte direct sau foarte dependent. Deci, dacă noi vorbim despre resursele financiare care răspund la întrebarea numărul 1, da, noi avem am făcut referință la transferurile de la APL, suma veniturilor generate la nivel local, de exemplu, sursele de venituri care generează aceste finanțe locale. Deci aici avem cumva niște răspunsuri sau avem niște date care direct prezintă care sunt progresele sau care este nivelul de avansare. Și cel mai important este faptul că în procesul de analiză, în toate cele trei rapoarte, mare provocare a fost faptul că trebuia să interpretăm niște date sau, de fapt, trebuia să interpretăm o stabilitate financiară. Deci, această stabilitate de la an la an, ținând cont de faptul că am avut 2 ani de pandemie, avem anul 2022 care a fost marcat de situația din regiune, conflictul din Ucraina și respectiv acest buget care cumva, bugetul per general privit este unul identic ca dinamică de la an la an, asta tot ne vorbește despre unele, de fapt despre o avansare nu atât de mare. Însă, în același timp, dacă ne uităm dezagregat pe datele referitor la bugete, observăm că unele localități
cum de exemplu este municipiul Chișinău, care a reușit să-și mărească sursele de venituri generate la nivel local prin majorarea unor taxe. Deci există localități care totuși au avansat pe acest, pe acest domeniu. După cum spuneam, acești indicatori mai mult financiari ne vorbesc despre, ne prezintă date directe, însă avem și indicatori care indirect ne vorbesc despre avansarea descentralizării, în special despre satisfacția oamenilor față de serviciile publice locale și încrederea în instituțiile statului. După cum spunea domnul Boțan, paradoxal a fost lucru pentru noi că chiar dacă autoritatea publică locală, primăria, se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor, deci cumva datele barometrului de opinie arată peste 50% de la măsurare la măsurare, în același timp, cetățenii nu cred că ar putea să delege mai multe atribuții autorităților publice locale pentru ca acestea să contribuie la dezvoltarea social-economică a localității. Una din remarci care rezultă din exercițiul nostru de monitorizare a fost faptul că cetățenii utilizează ca sursă de informare primăria foarte puțin. Deci primăria cumva nu reprezintă o sursă de informare cu o pondere considerabilă comparativ cu alte surse de informare. Ultimul barometru de opinie care a fost prezentat, dacă nu mă greșesc, în luna noiembrie, în luna decembrie 2022, au fost incluse o serie de întrebări referitor la satisfacția cetățenilor față de serviciile de utilitate publică, cum ar fi alimentarea cu apă, sanitație, managementul deșeurilor, deci evacuarea deșeurilor și iluminatul public stradal. Făcând o comparație între datele pe care le-au furnizat respondenții la barometrul opiniei publice și făcând o paralelă între datele Biroului Național de Statistică care sunt furnizate și sunt prezentate anual, aici vedem o paralelă foarte, foarte apropiată. Deci, cumva, gradul de acoperire cu servicii este direct dependent sau este direct proporțional cu satisfacția cetățenilor, nivelul de satisfacție a cetățenilor. Următorul set de indicatori pentru întrebarea Sentinela numărul 3, dacă autoritățile publice centrale soluționează probleme sistemice ale autorităților publice locale. Aici am avut adevărate bătăi de cap cu identificarea acestor indicatori Sentinela și cred că da, deci cu acești indicatori Sentinela, din perspectiva că acești indicatori Sentinela trebuie să răspundă la unele principii. Ele acești indicatori trebuie să fie relevanți cu întrebarea ca să surprindă contextul economic sau politic al reformei de descentralizare. Trebuie să avem date care sunt ușor de obținut, fără ca să depunem un efort adițional în solicitările către instituții. Acești indicatori trebuie să provină din surse durabile, verificabile, deci oricine ar putea să utilizeze aceste date pentru a verifica sau pentru a-și face careva concluzii în baza indicatorilor de Sentinela. Și aici intenția noastră a fost să vedem cum are loc asigurarea controlului legalității actelor aprobate de către APL. Aici vorbim despre registrul actelor locale, care reprezintă o sursă indispensabilă pentru obținerea descentralizării pe domeniul de transparență și pe domeniul de asigurare a informării cetățenilor referitor la deciziile care sunt luate la nivel local. Dinamica ne arată că tot mai multe localități încarcă documente pe care le aprobă în acest registru și asta, această dinamică este una în creștere pentru toți anii pe care noi am analizat. Inclusiv există dinamică lunară de creștere.
După care, un alt indicator pe care noi am încercat să-l măsurăm, să vedem descentralizarea, cum se manifestă în cadrul integrității funcționarilor din domeniul APL. Deci noi cunoaștem despre faptul că unii primari sau în diferite perioade au fost supuși unor verificări și noi am vrut să testăm să vedem care este ponderea primarilor verificați de către Autoritatea Națională de Integritate comparativ cu alți funcționari. Deci aceste date au fost colectate direct din rapoartele Autorității Naționale pentru Integritate pentru anul 2021 trimestrial, pentru anul 2022, cu părere de rău, nu am putut să avem pentru unele informații, unele date pentru acest indicator, pentru că pur și simplu nu au fost publicate rapoartele pentru ultimele două trimestre din anul 2022. Un alt indicator este schimbarea preferințelor politice ale cetățenilor într-un ciclu electoral. Deci aici au fost analizate toate scrutinele electorale pentru alegerile noi, începând cu 2019, deci atunci când au avut loc alegerile locale, generale, și deci toate celelalte scrutine care au avut loc odată, deci de două ori pe an, până în ultimul scrutin care a avut loc în octombrie 2022. Respectiv, aici tendința ne-a demonstrat că implicarea politicului în alegerile noi practic nu există. Cumva, partidele de opoziție au acumulat mai multe mandate de primar decât a acumulat partidul de guvernământ. Deci această tendință de neimplicare a fost una destul de evidentă. Cu toate că, după cum am menționat, în baza acestor indicatori, noi nu facem careva concluzii. Noi facem concluzii, dar noi nu încercăm să găsim cauze, pentru că cauze pot să fie mai multe. Deci acești indicatori încearcă să pună în discuție un subiect și facilitează cercetări ulterioare. Un alt indicator este din această categorie a fost performanța resurselor umane la nivel local. Doar o chestiune destul de interesantă pe care noi am identificat-o. De fapt, au fost mai multe, dar una, ceea ce ar trebui să fie luat în calcul, în special în contextul unei noi reforme administrației publice, este faptul că, pe de o parte, avem resurse care lucrează în administrațiile publice, locale, centrale, în special cele locale, și performanța acestora este una pe care noi toți o știm. Deci noi nu vrem să aducem critici, dar există niște chestiuni obiective la care putem să facem referință. În același timp, unul din parametrii pe care noi am studiat a fost nivelul de notare sau nivelul de apreciere al performanțelor în administrația publică pentru funcționarii publici care au acumulat în mare parte calificativele foarte bine și bine. Deci cumva acest paradox noi avem pe de-o parte. Și una din cauze ar putea fi pe care noi le-am identificat a fost faptul că aceste notări de performanță sunt direct dependente de niște surse financiare cu care personalul din administrația publică locală este remunerat și ajutat. Respectiv, pentru o nouă reformă, acest parametru sau această modalitate cred că trebuie regândită. Asta una din concluziile pe care noi le-am avut la acest capitol. Și, respectiv, capacitatea de atragere a granturilor, tot este un parametru foarte interesant. Dacă îl privim din perspectiva performanțelor pe care, în general, localitățile publice, datorită asistenței partenerilor externi, reușesc să le obțină. Deci noi, aceste creșteri sunt în dinamică, cumva granturile obținute la nivel local, ele sunt în creștere, ca și sumă, ca și pondere, în totalul veniturilor sau surselor pentru autoritățile publice locale. Referitor la provocările și lecțiile învățate, privind indicatorii de sentinelă, după cum am menționat, am avut provocări în proces de identificare a acestor indicatori sentinelă.
referitor la relevanța indicatorilor, după cum am menționat-o, ușurința în obținerea rapidă și continuă a datelor din surse publice, ceea ce ne-a îngreunat destul de mult activitatea. Și provocări și lecții învățate privind procesul de monitorizare nemijlocit, deci respectarea regularității privind diseminarea datelor de către unele instituții publice. Cu părere de rău, nu avem aici alături Biroul Național de Statistică, dar Biroul Național de Statistică este exemplul clasic care poate fi oferit altor instituții publice, în special la nivel central, de furnizare a datelor. Noi cunoaștem foarte bine că inclusiv Cancelarea de Stat deține foarte multe date care ar fi utile nouă celor din societatea civilă în scop de cercetare și în scop de cercetare pentru a oferi niște răspunsuri sau suport nu doar în proces de planificare, dar în proces de monitorizare atât a procesului cât și ulterior a rezultatelor. Însă aceste date cumva... Ca să ajungem la aceste date, trebuie să facem careva efort suplimentar în solicitare, ceea ce cumva complică procesele pe care noi le realizăm în ceea ce privește monitorizarea. Și, de asemenea, dependența exclusivă față de disponibilitatea datelor, cum am menționat, și a fost și tendința echipei de monitorizare, scuze, pentru identificarea cauzelor mai mult decât pentru a prezenta în dinamică, de fapt, ceea ce se întâmplă pe aceste segmente. Lecțiile învățate și recomandări, cred că lipsa datelor, în special celor dezagregate pentru APL și APC, cu păreri de rău, iarăși noi avem, deci avem instituții care, în condițiile în care suntem, nu au putut să participe din motive de sănătate, dar ne-am fi dorit foarte mult să discutăm despre ceea ce se propune pentru administrația publică locală în contextul digitalizării, de asemenea care sunt perspectivele, de exemplu, ale Biroului Național de Statistică pentru furnizarea de date dezagregate, ca să putem să avem niște cercetări mai ample bazate pe acești indicatori de sentinelă care ne oferă niște direcții anumite. De asemenea, este foarte important să avem facilitarea unui efort conjugat între actorii implicați pentru toate etapele. Deci, noi suntem aici reprezentanții ai societății civile care dețin și expertiză în anumite domenii care sunt foarte importante pentru susținerea unei reforme, cum este cea a administrației publice pe care o așteptăm și cea teritorială administrativă eventual. De ce este important să continuăm? Este important să continuăm pentru că, pornind de la viziunea conceptului strategiei de reformă administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023 și 2030, care spune următoarele: o administrație publică centrală și locală eficientă, transparentă și responsabilă, capabilă de perfecționare permanentă, care oferă servicii accesibile și de calitate cetățenilor și mediului de afaceri din Republica Moldova, contribuind astfel la bunăstarea societății și la consolidarea coeziunii sociale. Acești indicatori de sentinelă, deci pentru toate componentele din această viziune, există indicatori sentinelă care pot fi măsurați și care pot să ne prezinte date. Însă este foarte important ca, asemenea unui puzzle, dacă noi îl construim, atunci când observăm imediat că o piesă nu stă exact la locul potrivit, să fie schimbată în proces și nu ca o concluzie de rezultat și de final. Noi cred că asta a fost ceea ce am vrut eu să spun despre partea tehnică a indicatorilor sentinelă. Dacă sunt întrebări, nu știu, sau dacă vor fi pe parcurs, eu sunt dispusă să explic. Este o metodologie destul de amplă, complicată, nu este complicată, dar este amplă de înțeles și sperăm că noi vom continua în acest sens pentru susținerea reformelor care sunt inițiate. Mulțumim foarte mult, Ina, pentru această informație destul de detaliată, dar și prețioasă. Cel mai probabil că vor ține cont de acest mare efort pe care îl face ADEPT
sunt cei care trebuie să miște carul din loc și sunt executivul și legislativul. Urmează, da, domnul secretar general? Doamnă Brânceanu, o mică întrebare. Dumneavoastră ați precizat că avem careva informații, dar să înțeleg, ea n-a fost furnizată sau s-a refuzat furnizarea în mod de precizare? Da, eu vă explic. De exemplu, noi avem informații referitor la registrul actelor locale. Noi avem interfața registrului actelor locale pe care noi îl vedem. De partea cealaltă, cancelarea, de exemplu, cancelarea de stat sau alți utilizatori au o informație mai amplă. Noi nu putem, de exemplu, să vizualizăm lunar câte notificări au fost făcute către cancelare. Și eu știu exact că cancelarea primește aceste informații. Noi am verificat încă în anul trecut să vedem cum putem noi să prezentăm date periodic și cu o regularitate mai mare decât un an, mai mică decât un an de zile. Deci trimestrial, de exemplu. Deci ar fi, și știu că cancelarea produce acest raport pentru registrul actelor locale, deci referitor la ședințele de judecată, ceea ce se notifică, toate aceste acte abrogate și în baza la ce se abrogă ele. Deci ele sunt în registrul actelor locale, dar cumva o accesibilitate mai mare față de unele chestiuni. Și noi am salutat foarte mult dacă, de exemplu, aceste date ar fi furnizate nu odată în an, dar trimestrial. Și atunci noi am putea să urmărim ce se întâmplă pe trimestre. Exact cum publică Autoritatea Națională de Integritate, publica cel puțin aceste... Adică nu da, știam, cu baza ce s-ai dat, în primul rând, sunt niște probleme. Ea nu chiar este funcțională cum ar trebui să fie funcțională. Acum facem o analiză în general la baza respectivă de date, să vedem, poate să fie reproiectată, să fie reconfigurată din nou și cumva să fie și accesibilitate publică. A doilea moment, ceea ce nu urmează să discutăm însă de spectrul actelor care sunt contestați sau sunt transmise spre examinare în mod obligatoriu către oficiile directorii a Cancelarii de Stat. Deci să avem o discuție mai largă. Poate deja s-a discutat despre cele praguri care urmează să fie majorate în partea sistemului de licitație și plus aceasta actele obligatorii care se transmit sau să vedem acte de primarului, sunt necesare toate sau numai o parte din ele. Urmează să discutăm. Noi tot am vrea ca oficiul teritorial cancelarii stați să nu fie privit numai ca niște cenzori în partea sistemului de verificare obligatorie a actelor autorităților publici locale și cumva se interpretează în sensul că ar fi niște obstacole în dezvoltarea localităților, ceva genul dat. Și pe subiectul dat tot urmează să discutăm și inclusiv tot se reduce și la, cum spuneți și dumneavoastră, la o analiză preliminară din volumul de muncă, numărul actelor contestate, de ce s-au contestat și nu avem nicio problemă în sensul dat de a vă crea acces. Una este datele statistice cât s-au contestat și a doilea e însăși în substanță, adică dacă urmează a fi examinat tot în mod obligatoriu sau urmează de limitat verificarea aceasta obligatorie, iarăși un subiect de discuție. În aspect comparativ, desigur, că noi puțini lucruri care le inventăm, dar încercăm să... Dar o să-mi spun, ți-am înțeles subiectul, îl luăm la control. Mulțumim foarte mult, Iena Brânceanu este coordonatoare de proiect ADEPT. Continuăm să discutăm public în cadrul acestui eveniment, monitorizarea avansării reformei de descentralizare, lecții învățate și provocări de viitor. Întrebarea cea mai importantă, ce urmează pentru a ajunge la o administrație publică eficientă, transparentă și responsabilă? Și la această întrebare o rugăm să răspundă pe doamna Larisa Voloh, care este deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Dumneaei este și președinta Comisiei Administrație Publică din Forul Legislativ. Așteptăm cu nerăbdare răspuns la această întrebare, doamna Larisa. Bună ziua, dragi colegi, stimați prieteni, pentru că mă bucur mult să continuăm activitățile pe care le-am început în anul 2022 pe aceeași platformă de comunicare. Mulțumesc, domnul Boțan, domnul Șerban, salut aici colegii din Coaliția pentru Descentralizare, domnul Furdui, împreună cu stimații colegii primari, reprezentanții autorităților publice și membrii CALM,
dar și domnul secretar de stat, domnul secretar general, tot cei interesați de administrație publică locală, cei ce urmează să se întâmple pentru ca să avem cu adevărat o administrare eficientă, o administrare pe potriva așteptărilor atât a cetățenilor cât și a autorităților. Ori scopul nostru final este să avem capacitatea de a presta servicii de calitate cetățenilor noștri, ori aceste servicii pot fi asigurate doar cu condiția unei administrări publice centrale capabile, eficiente și cu capacități consolidate atât financiare cât și materiale. Evident că este foarte important ca toate acțiunile pe care noi le planificăm atât în legislativ cât și în executiv să fie pe larg consultate cu societatea civilă, dar și cu ceilalți actori din societate care urmează să implementeze acele politici elaborate și aprobate la nivel de guvern. În cadrul Comisiei Administrației Publică, în Parlamentul Republicii Moldova, am inițiat o platformă de comunicare, am avut câteva ședințe, urmează să avem ședința următoare în acest an și evident că subiectele care sunt discutate acolo țin în mare parte de modul în care noi vom implementa acea reformă de descentralizare, dar și reforma autorităților publice în Republica Moldova. Eventual am reușit în acest an să sincronizăm cumva activitățile Comisiei Administrației Publică din Parlament cu cele ale Guvernului, ori în planul de activitate a Guvernului sunt regăsite activități care ulterior și pe platforma Comisiei vor fi fie că discutate, fie că preluate. Și discutam mai sus despre amalgamarea voluntară, ori aceasta este o primă etapă în cadrul reformei și chiar în cadrul ședinței la care întreabă când și cum se va întâmpla și unde pot să afle mai multe detalii referitor la acest proces. Țin să menționez că suntem în procesul de elaborare a act legislativ care să aducă mai multă claritate pe acest proces, cum va fi el desfășurat. Ori guvernul și-a asumat acel fond pentru amalgamare voluntară de 250 de milioane sub formă de stimulente pentru acele autorități publice locale care vor decide să creeze acest proces de amalgamare voluntară. Acest proiect de lege va fi elaborat și sperăm noi foarte mult ca în primul semestru acestui an să ajungă și în Parlament. Noi vom discuta la Comisiei Administrației Publice. Vor fi discuții largi pentru că, într-adevăr, ne dorim să avem o lege funcțională care să fie pe înțelesul atât a autorităților cât și a cetățenilor. Ori s-a menționat aici, în cadrul discuțiilor, că este foarte important ca cetățenii să fie informați și să fie pe larg implicați în acest proces de consultare. Ori până la urmă, cu toții ne dorim ca această reformă să fie una de consens și una irreversibilă, să îmbunătățească situația în administrația publică locală, dar nu să creeze din nou impedimente și să ne trezim cu o punere, să zicem, din partea populației în momentul în care ne vom dori să implementăm acest proces. La fel a menționat și colegii noștri, dar și domnul secretar general, că ne dorim să avem o analiză foarte amplă a tot ce ține de competențele și atribuțiile autorităților publice locale, atât la nivelul 1 cât și la nivelul 2, pentru ca să avem mai multă claritate. Ori astăzi se vorbește foarte mult despre nivelul 2, pe cât de oportun și pe cât de eficient este acest nivel de autoritate, și aici ar trebui să avem o înțelegere, deci care sunt atribuțiile, competențele foarte clare a autorităților de nivelul 2 și care sunt cele ale autorităților de nivelul 1. Țin să menționez că
Și Coaliția de Descentralizare a elaborat un studiu referitor la competențe, după aia l-am preluat și noi, sau în paralel și noi la Comisia Administrației Publice am abordat acest subiect. Iată că ajungem cumva la o finalitate în momentul în care vom avea deja un document elaborat, definitivat, și sperăm foarte mult ca în urma elaborării acestor două acte să revizuim, să ajustăm cadrul legislativ și cadrul normativ pe domeniul administrației publice locale, reieșind din acele modificări și acele inițiative noi pe care noi le vom promova în acest an. Desigur că acestea sunt doar câteva din cele mai importante activități pe care le planificăm. Ori urmează un șir întreg de inițiative legislative care deja sunt pe masa sau în agenda Parlamentului, dar urmează să fie și altele. Chiar în prima ședință a Parlamentului din data de 2 februarie vor fi precăutate în a doua lectură 4 inițiative legislative care vizează propriu-zis activitatea autorităților publice locale. Suntem și în preajma unei sărbători importante pentru autoritățile publice locale, ori la 1 februarie sărbătorim ziua autonomiei locale și a lucrătorului din autonomie locală. Ne dorim cu adevărat ca fiecare activitate sau pas pe care îl facem noi, atât în cadrul legislativului cât și executivului, să fie un beneficiu și să aducă plus valoare în activitatea de zi de zi a autorităților publice locale. Vă mulțumesc! Ați amintit despre aceste 250 de milioane de lei care deja sunt în fondul pentru amalgamare benevolă. E un an electoral, acum credeți că banii ăștia vor putea fi valorificați? Pentru că cel puțin se creează impresia că nu sunt atât de multe primării sau reprezentanți ai administrației publice locale care deja s-ar fi gândit la modul cel mai serios cum și dacă acceptă această amalgamare benevolă. Noi am inițiat discuțiile referitor la mecanismul de amalgamare voluntară binevolă autorităților publice locale. Eu, cel puțin din discuțiile care le-am avut eu cu anumiți edili primari, există o anumită cerere. Desigur, noi nu vorbim de sute de autorități publice care vor fi gata să amalgameze la prima etapă. Vor exista careva cereri. Evident, noi vom avea un anumit număr de autorități publice locale care vor pilota acest sau vor fi primii în acest proces de amalgamare voluntară. Avem exemplele statelor vecine, de exemplu, Ucraina în procesul de amalgamare voluntară a avut un procent impunător de autorități publice locale care au decis să se amalgameze. Evident că această amalgamare voluntară a fost condiționată de stimulentele pe care le-au avut și beneficiile pe care le-au primit autoritățile locale. Este doar un prim pas, acest fond, care este un semnal că noi, de fapt, avem o intenție serioasă, nu doar ne reducem la discuții și vorbe, dar venim cu niște acțiuni concrete. Suntem gata să stimulăm și să vedem la modul cel mai serios ori acest proiect de lege care va fi aprobat în Parlament. Trebuie să vină și cu acea parte materială de susținere a celor unități teritoriale care vor decide să amalgameze. În momentul în care va exista o solicitare care va depăși acest fond, guvernul se va gândi cum să-l suplinească. În momentul în care această cerere va fi mai mică decât sursele care au fost alocate în acest fond de susținere a procesului de amalgamare voluntară, atunci probabil că guvernul va găsi o soluție pentru a folosi rațional aceste surse din acest fond. Ori cunoaștem că există satul european, programul național satul european, care a susținut peste 400 de proiecte investiționale la nivel local în anul 2022. Guvernul lucrează acum în procesul de
modificarea regulamentului pentru un nou apel 2023. Va fi și acest apel probabil în lunile următoare. Localitățile care nu au beneficiat de susținere financiară la primul apel sau cele care au realizat proiecte în primul apel vor fi binevenite de a participa și la cel de-al doilea apel. Noi ne dorim cu adevărat ca localitățile care sunt gata și există un consens la nivel de cetățeni, Consiliul Local, administrație publică locală, mă refer aici la funcționari și primarul din localitate, să ia o astfel de decizie. Deci desigur că noi vom crea toate condițiile pentru ca acest proces să aibă loc și el să fie unul care să aducă beneficii localităților. De-aia și vorbim despre un proces binevol, bine calculat, bine gândit, un consens între cetățenii din ambele localități, dar care și să aducă plus valoare și atât localității mici care se va amalgama, cât și viitorului centru de reședință sau comunii care va, hai să nu zicem absorbi, dar care va care se va consolida în urma acestui proces. Probabil trebuie să luați în calcul că e nevoie de niște modele convingătoare, pentru că dacă vor fi niște cazuri triste, vă dați seama că se dă peste cap toată intenția asta ca să mai urmeze și alte localități acest principiu de amalgamare exact, benevolă. Exact, vorbim astăzi și subiectul este lecții învățate și provocări pe viitor. Trebuie să ne asumăm toate greșelile din trecut, să le depășim cumva și să evităm sau să reducem la minim provocările care pot apărea în continuare. De aia și discutăm astăzi despre un proces foarte amplu de consultare, atât a strategiei de reformă a administrației publice locale, cât și a actelor legislative, normative, ulterioare, care vor fi aprobate reieșând din această strategie. Ori urmează și planul de acțiuni care va fi parte integrată a strategiei, care va fi unul consultat, unde vor fi expres stipulate toate acțiunile pe care trebuie să le întreprindă atât executivul cât și legislativul, pe partea de ajustarea cadrului legislativ, dar și a activități concrete care să susțină comunitățile locale, dar și să crească capacitatea administrativă, și aici ne referim și la managementul funcției publice și la motivarea, remunerarea funcționarilor publice, asigurarea anumitor garanții sociale, în special tinerilor care trebuie să vină și să își continue activitatea în administrația publică. Deci exact pe toate cele cinci compartimente ale strategiei vor fi întreprinse anumite acțiuni concrete care să îmbunătățească administrarea. Mulțumim mult, doamna Larisa Voloc, este președinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică. Chiar dacă legislativul și executivul își coordonează activitățile, totuși ne interesează și răspunsul la aceeași întrebare din partea Cabinetului de Miniștri. Domnule Talmazan, dumneavoastră ce ne puteți spune? Ce urmează pentru a se ajunge la o administrație publică eficientă, transparentă și responsabilă din partea Guvernului? Ce pași trebuie întreprinși? Sunt mai mulți pași care trebuie întreprinși și n-aș vrea să mă repet și n-aș vrea să repet pe doamna Voloc. Dumneai este un primar cu experiență și în cadrul Comisiei Administrației Publică Locală mai mulți colegi sunt primari, și adică ei cunosc la modul practic, viața bate filmul. Dacă, sincer, tot ce ține de însăși inițierea procedurii de discuții cu comunitatea mea și anume de platforma care urmează a fi antrenați experții care au fost deja antrenați, au fost solicitate de Comisia de Administrație Publică. Eu ce-am prins de mers, adică de când activez, însă și cu acest nomenclator care este foarte important, cum am spus, care era un document final care a fost prevăzut și în strategia de descentralizare și este stabilit deja și în planul de activitate a Guvernului, care urmează iarăși la discuție. Acum sunt mai multe paliere pe care discutăm în paralel. Este vorba de plan național de dezvoltare pe 3 ani de zile, planul de activitate a Guvernului pentru anul 2023 și în paralel pe discuția pe această strategie. Strategia de asemenea este divizată în două, adică în conținutul strategiei și programul de punem în aplicare acestei strategii. Ele sunt mai multe documente, noi cunoaștem volumul de muncă foarte mare, încercăm și noi să acoperim toate aceste segmente
de discuții. Mi-a părut destul de, nu știu cât ar fi de posibil, dar cum spunea și domnul Boțan, în situația în care, în primul rând, trebuie să cunoaștem istoricul la tot ce ținem, modul de dezvoltare, de evoluția, să spunem, organizării administrative teritoriale și tot ce țin de administrația publică locală în Republica Moldova, poate pe segmentul dat o notă informativă suplimentară, că fiecare strategie urmează și fiecare concept de organizare administrativă teritorială urmează a fi acomodat la circunstanțele locale. Nu putem pur și simplu să preluăm într-un alt sat și implementăm Republica Moldova. De asemenea, ar fi o variantă, știți, că dacă s-a lucrat foarte mult la legea din 98 prin organizarea administrativă teritorială, acum pur și simplu de preluat acea lege și de actualizat puțin și de abrogat o lege și pus alta în aplicare și ar fi o soluție mai simplă, știți, care nu ar necesita iarăși studii, analize, date, concepte și așa mai departe. De partea știți, strategiei, doamnă Vrânceanu, dumneavoastră, știți, ați vorbit despre strategie din 2016 și nu ați aminte, sincer, duminică am făcut și eu ceva timp liber și le citeam. Și am văzut un obiectiv din ea, dar n-aș vrea ca să fie stabilit în strategia aceasta, că să nu vină ulterior banc, să devină banc. Iată ce e prevăzut la punctul 23, chiar mi-a notat. Strategia este fundamentată pe viziunea că în anul 2020 administrația publică de Republica Moldova va fi eficientă, eficace, responsabilă la toate nivelurile, va servi doar intereselor cetățenilor, utilizând eficient resursele financiare, își va aplica proceduri transparente și conforme standardelor europene, devenind astfel un catalizator important al dezvoltării continue și durabile a țării. Adică obiectivul dat care vă propune deja a fost prevăzut. Părere de rău, suntem în 2023, iar acest obiectiv stabilit în 2020 care trebuia executat nu a fost atins. De ce? Eu tare aș vrea că noi să evităm astfel de obiective care fixe, care ulterior altcineva odată să le citească și spună că uitați ce visuri frumoase au avut ei. Este, visul e destul de ok, foarte bine că să visăm, pur și simplu nu rămâne la nivel de visuri. Eu n-am nimic împotrivă noi de pe planul de acțiune. Dacă s-a vorbit puțin despre amalgamare, să știți că noi nu este un subiect care abia îl inițiem, adică s-au făcut careva pași deja. Comunitatea mea a fost antrenată, expertul, dumneavoastră au prezentat și o notă, noi am avut ședință săptămâna trecută, vineri, dacă nu greșesc, pe fiecare aspect în parte. Au fost elucidate, se ia în aspect comparativ, adică bine, nu inventăm noi bicicleta Republica Moldova, noi putem să-i acomodăm careva, nu știu, elemente acolo, cum se mai spune, de luminoscente sau cum corect spune, dar fără să-i schimbăm substanța. Am luat, preluat ca bază și am fost antrenat și expertul din Ucraina care a elaborat conceptul acestei strategii de amalgamare și a identificat neajunsurile. Fiecare subiect în parte, adică însăși, modalitatea, criteriile de amalgamare, principiile amalgamării, criterii de condiționalități, criterii de selectare a centrului administrativ, cine poate iniția amalgamare, cum urmează a fi consultat la nivel de comunitate, care sunt procesele decizionale, acele acte administrative și doamna Voloc a participat la această ședință care urmează a fi aprobate. Multe subiecte urmează, că acesta nu este un proces simplu. Când urmează a intra în vigoare, dacă reușim până la să intre în vigoare această concept. Noi ne-am pus ca plan, așa vă deschid o paranteză, cum aș gândi în glas, dacă sincer, până la finele lunii martie să avem acest proiect de lege aprobat, ca să obținem cel puțin până la început campaniei electorale, au localitățile care deja vor dori să facă această amalgamare, deja în noul scrutin electoral, adică după scrutinul electoral, deja să fie cumva create aceste noi comunități, care, desigur, trebuie să corespundă la anumite cerințe. Asta sunt niște obiective. Eu nu sunt de parte că să ne respectăm într-un tocmai termenul, dar vedem, cam aceasta nu ne-am pus în plan. Dar suplimentar la ce ține de amalgamare, eu, sincer, ieșind din activitatea practică și deja care am vorbit cu colegii, în paralel pe procesul care lucrăm, asta e anume eliminarea acelor carențe în realizarea sarcinilor și atribuției administrația publică locală. Noi am spus-o și am să o spun permanent, atâta timp cât, părere de rău, capacitățile financiare a statului Republica Moldova le cunoaștem, nu că trebuie tare mult să discutăm pe subiectul dat.
Și am avut întâlniri și cu primari și am explicat în felul următor. Iată, este bugetul, bugetul public. Spuneți-vă, vă rog, de unde stăiem și unde să... Nu avem cum. Adică noi să echilibrez bugetul, că să aloci într-o parte mai mult, este nevoie să stai din altă parte. Asta e situația, știți? Sau putem să facem o rotație din asta, care primarii nu prea vor să o accepte, așa? Se pune pe întrebarea prea mult subvenționăm agricultura. Păi nicio problemă. Iată bugetul așa. Noi dăm la agricultură, dumneavoastră luați înapoi. Prin ce? Majorați impozitul funciar. Adică ei pur și simplu nu putem face nimic altceva decât schimbăm circulația banilor pentru un cort în alt. Că ei sunt atâția. Sunt 100, 200. Nu ai cum să-i mărești sau să-i dimicșorat în spate. Dar poți să numai schimbi conturile prin care să circulă ei, așa. Desigur, suntem un an electoral și majorări de impozite și taxe locale nu prea dorește nimeni să facă în aceste an electoral. Este o situație obiectivă, o înțelegem foarte bine, dar o soluție oricum este necesară de a identifica. Pașii care urmează, iată, eu vă citesc dintr-un plan de acțiuni care noi îl avem și vă spun direct, nu este un mare secret, așa, este aprobarea proiectului strategiei de reformă administrației publice pentru perioada 2023-2030. O să întrebe lumea de ce pe 7 ani de zile avem și noi niște documente care stabilesc cerințele față de anumite acte de politici publice. Da? Strategia se elaborează de la 5 la 7 ani, programul se elaborează de la 3 la 5 ani, adică și în funcție de aceasta. De ce pe așa termen. Trebuie să corespundă la niște rigori legale care, iarăși, pentru aproximare legislație cu cadrul normativ din Uniunea Europeană. Dacă să o punem pe un termen mai restrâns, iar nu o să fie o strategie, dar este un program, ca să fie clar niște nuanță în deschis. Proiectul de lege privind amalgamarea voluntară îl avem planificat trimestrul 2023, adică aprobarea acestui în Parlament. Noi îi propunem ca guvern până pe data din 1 martie, finele lunii martie, adică să-l transmitem deja colegilor în Parlament pentru examinare, dezbateri. În paralel, noi o să facem dezbateri publice. Elaborarea studiului privind competențele administrației publice locale, partajarea între diferite nivele, administrare, în contextul reformei sistemului administrativ, ce am vorbit deja și care comunitatea mea deja a antrenat experții, este planificat pentru trimestrul 3-2023. Crearea, operaționalizarea unității de implementare, monitorizare a reformei administrației publice locale. La subiectul cum urmează a fi organizată această structură privind monitorizarea, încă paranteza este deschisă, urmează să discutăm. Unitățile de monitorizare și de implementare nu de multe ori au dat rezultatele scontate. Deci urmează să vedem, fie se instituționalizează, fie fortificăm capacitățile Joțirita Cancelarii de Stat ca subziune, prin intermediul la subziune interne. Iarăși o să vă deschid un secret. Noi cumva acum vedem toate planificările bugetare în partea extind de majorare, state de personal, de fortificare, capacități la oficii Joțirita Cancelarii de Stat. Le amânăm aproximativ până la finele lunii martie. Adică vedem ce încăsări financiare or să mai fie suplimentare, cum ne descurcăm pe parcursul iernii. Nu este mare, iarăși secret, că avem probleme cu securitatea energetică. Asta este Republica Moldova, nu avem un război imediat în coaste, să spunem așa, și cumva planificările puțin, nu tot timpul de putem să le facem cu aproximații, cu precizie maximă. Vedem cum este evoluția financiară, cum suntem dependenți de impozite și taxe care urmează a fi încasate. Următorul pas este elaborarea și aprobarea metodologiei de amalgamare voluntare autorităților administrației publice locale. Aceasta este deja actele normative, eventual de punerea în aplicare a legii. Deja este evident că un prim pas care vom discuta în cadrul acestei strategii ține de, dacă nu mergem pe organizarea administrativă teritorială, cum se va decide? Iată, facem o consultare maximă posibil prin toate unitățile administrative teritoriale, cu antrenarea reprezentanților guvernului, prealabil am vorbit deja cu colegii deputați, dacă o să fie posibil ca să fie antrenat și înmijlocit în acest proces consultativ pe scară largă și în situația în care totuși presiunea, opinia publică va fi pentru aceea ca să inițiem și un proces de organizare administrative teritoriale și cum a specificat deja și domnul Boțan, vedem când este posibil. Dar, adică nu este, nu spunem da sau nu spunem nu pe subiectul dat, adică cum să, în proces de consultare, atunci o să fie clar tot tabloul. Aprobarea proiectului privind legea cu privire la instituții publice, iarăși un act normativ destul de important, vizează administrația publică locală, ori noi când vorbim de acele utilități și servicii necesare pentru buna funcționare a tuturor administrației publice locale, fie că instituții de învățământ, instituții preșcolare,
iarăși urmează să aibă o structură organizatorie clar definită. Noi cunoaștem foarte bine că în diferite unități administrative teritoriale modul de repartizare și asimilare a mijloacelor financiare este diferit. În unele cazuri primăriile efectuează licitații, în alte cazuri consiliile raionale și iarăși e o problemă foarte mare. Nu mai vorbim de acele servicii specializate care se prestează la nivel local, la vedere de întreprinderi municipale și multe alte subiecte. Efectuarea analizelor funcționale compresive pe sectoare de administrații publice centrale, deja sunt niște lucruri sine qua non, și dezvoltarea și consolidarea dialogului post-monitorizare dintre guvernul și congresul autorităților locale și regionale ale Consiliului European și niște acțiuni care noi, în principiu, le vom face cât mai o participare cât mai largă și să asigurăm această consultare. Aceasta este foarte succint, dar elementul de bază, cum am precizat, este o discuție mai largă a planului de acțiuni care urmează a fi aprobat în baza strategiei care, rog încă o dată, în special cum ați menționat și dumneavoastră, domnul Voțan și domnul Șarban, mediul privat, mediul asociativ, care dispun de specialiști foarte bine pregătiți în domeniu, prea de rău și unii de la instituțiile publice deja au migrat în mediul asociativ, ca și asta sunt condițiile. Deci e mulți specialiști care sunt foarte bine pregătiți în sfera publică, acum sunt în sfera privată, cunosc toate problemele, în sfera asociativă cunosc foarte probleme, știu, nu mai vorbesc sectorial, domnul Ioniță, care pe compartimente complete, adică cunosc foarte în detaliu tot ce ține de management financiar, că în principiu sunt două reforme interconexe când vorbim de reforma descentralizării, reforma administrației publice locale și desigur că reforma financiare, de reforma finanțelor publice, pentru că un proces fără altul, ele practic sunt inexistente, să-i spunem așa. Poți să dai atribuții cât n-ai dat, dar dacă nu au acoperire financiară, ele rămân niște declarații de drepturi, să-i spunem. Cam aceasta este suficient. Eu aș putea deschid paranteza fiecare compartiment în parte și să le explicăm ce am avut în vedere pe fiecare. Dacă, vă rog, dacă sunt întrebări. Mulțumim tare mult, domnul Talmazan. Doar o întrebare pentru, iarăși, o lămurire mai clară. Cei care vor câștiga alegerile locale din toamnă vor avea mandate imperative, așa-i? Iată, momentul ăsta de bază e foarte mandat imperativ, nu poate să ai mandat. Ce aveți în vedere imperativ? Păi, în perioada asta o să poată fi implementate reforme care, de exemplu, să ducă către o claritate privind reforma administrativ-teritorială. Reforma administrativ-teritorială, iarăși, dacă vorbim de amalgamare, o să vedem cum decurg procesul. Adică fiecare act normativ poate să aibă niște norme tranzitorii. Sau, când, cum a vorbit și domnul Boțan, în principiu, deci Curtea Constituțională s-a expus și a declarat neconstituționale legile, deoarece la momentul în care persoana a candidat la o funcție publică, el a candidat la o funcție publică pentru 4 ani de zile. Și când întrerupi mandatul, aceasta este neconstituțional într-adevăr. Dar când procesul, dar când actul normativ prevede, și aceea iarăși un spectru de acte normative care prevăd încetarea înainte de termenul mandatului, ele sunt modificate până la alegeri, dar se pot produce în timpul alegerilor, da? Iată, spre exemplu, s-a modificat legea, nu mi-aduc aminte, în 2009, dacă nu greșesc, prin care s-a stabilit niște incompatibilități suplimentare în raport cu, cu legea statului alesului local, s-a stabilit niște incompatibilități suplimentare, așa-i? Curtea Constituțională ce a declarat atunci, 2003, dacă nu mă greșesc, a stabilit în felul următor, adică toate aceste restricții se aplică deja începând cu următorul mandat, adică exact. Persoana, la momentul în care candidează, el trebuie să cunoască că sunt anumite cazuri în care mandatul poate înceta anticipat. Și dacă, spre exemplu, amalgamare, da? O să-l prevedem ca temeie de încetare înainte de termen a mandatului pentru o anumită autoritate, respectiv, el o să fie legal. Pur și simplu, noi urmează să procesul dat să-l definitivăm și să fie stabilit și reglementat până la alegeri locale. Iată, aceasta este toată cerința. Dar problema spune, noi să reușim până atunci să facem asta o lege perfectă, facem o lege perfectă, care să o consultăm publică. Noi de multe ori, poate am și alte experiențe în alte instituții publice, de multe ori nu atât poate deranjează însăși norma, cât însăși faptul că nu s-a consultat prealabil
cu cei implicați în domeniu, care cel puțin măcar putea să vină cu o propunere, putea să vină cu o recomandare, care într-adevăr toată sunt destul de utile. Haideți să nu-i mare secret că am activat anterior ca director la serviciul vamal și am stăruit tot parcursul acestei activități să avem o consultare foarte deschisă și permanentă, transparentă și anticipată a unor anumitor reglementări cu mediul de afaceri. Și în situația în care s-au constatat că erau poziții foarte mari, nu am implementat anumite reglementări, chiar dacă câteodată erau necesare. Că avea să fie pierdere și opoziția avea să fie mult mai mare decât câștigul care avea să beneficieze statul sau altceva. Deci asta este foarte important. Da, eu cunosc chestia dată, mai mult o ședință cu calmă. S-a invocat faptul că corect ar fi fost ca însăși la data, la elaborarea conceptului de bază a strategiei pentru reprezentanța publică locală, adică la stabilirea celor piloni de bază, urmeau a fi atunci consultați. De acord cu dumneavoastră. Să răspund la întrebare, cine a fost consultat? Nu știu cine a fost consultat. Noi vă străim cu viitor, nu comitim așa gafie, și până a elabora un anumit concept, sau îl discutăm, să-i stabilesc fundamentul la o casă, da? Îl discuți în prealabil și deja pe urmă îi îmbraci scheletul, îi faci proiectul sau ceva ai făcut acolo. Domnul Igor Boțan dorește să intervină. Eu vreau să susțin punctul de vedere a domnului secretar general de stat și este curios că doamna moderator a pus accentul pe mandatul imperativ. E o chestie tare interesantă și aceste lucruri au fost menționate acum, pentru că ascultându-i pe moderator și pe domnul secretar general, mi-a făcut claritate mie. Într-adevăr, hotărârea Curții Constituționale din februarie 2002 este una care bate lucrurile în cuie. Dar, hai să nu uităm, legea prevede că cetățenii au dreptul să-și retragă primarul și noi nu putem retrage, de exemplu, deputații și așa mai departe. Deputații au mandat reprezentativ. Deci nu putem spune că primarul are mandat imperativ. Iată, a promis asta și asta trebuie să facă dacă nu îl retrag cetățenii. Dar avem mecanismul de retragere. Unu. Al doilea lucru foarte important la care s-a referit domnul secretar general de stat. Amalgamarea este voluntară și dacă adaugi cuvântul voluntar în lege, asta înseamnă, așa cum spunea domnia sa, vor exista proceduri legale și atunci, dacă cetățenii hotărâs sau, mă rog, lucrurile sunt promovate în cadrul legal, dar voluntar, cu acceptul cetățenilor, cu acceptul reprezentanților cetățenilor la loc, în localități, deci nu are loc ruptura despre abuzivă despre care Curtea Constituțională a vorbit în hotărârea din februarie 2002. Deci, din acest punct de vedere, ascultându-i, am ajuns la concluzia că procesul de amalgamare ar putea fi un proces continuu. Nu trebuie să aștepți să treacă 4 ani ca cei care au decis să se amalgameze, de exemplu, în 2024, vor trebui să aștepte până în 2027, când vor fi următoarele alegeri locale generale, ca decizia pe care au luat-o să poată fi implementată. Deci e o chestie care, sincer vorbind, m-a lămurit și chiar îmi place chestia asta. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Boțan! Eu am ascultat-o atent și pe doamna deputat Larisa Voloc. Dumnezeu zicea că nu și-ar dori un fel de rezistență din partea cetățenilor. Pentru mine este important să aflu răspuns și la întrebarea dacă reprezentanții administrației publice locale nu se vor împotrivi, dar cel mai probabil o să ne răspundă la această întrebare domnul Viorel Furdui, care este director executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova. Și mai este principal să aflăm răspuns și la întrebarea domnule Furdui, câtă deschidere și câtă reticență există astăzi atunci când ascultați autoritățile, ce vor și ce pot. Mulțumim, stimați colegi. Eu cred că la această întrebare vor răspunde și colegii mei din administrația locală. În primul rând aș vrea să, cu siguranță, să mulțumesc organizatorilor, domnul Boțan, echipei, pentru munca depusă, dar în mod special, domnul Boțan, vreau să vă mulțumesc pentru alegerea sălii și cu această denumire, eu sunt fan a Barcelonei, spre deosebire de alții, mai ales atunci când jucam Messi acolo și la noi în familie suntem 2-2.
2 pentru Real și 2 pentru Barcelona, în special Messi, când e asta. Și a cincilea e arbitru. El e de parte de fotbal. Bună întrebare, doamna Valentina. Eu, în genere, în ultimul perioadă de timp, nu ultima, mai de mult, dar s-a accentuat din mai multe direcții, am primit niște, astea, indirect, niște semnale că oamenii tare sunt deranjați sau sunt îngrijorați de faptul că cam poate să fie oponentul reformei. Direct sau indirect, știți, așa. Și știți, e paradoxul în ce constă. Paradoxul constă, dacă o să urmăriți foarte atent, 10 ani, cel puțin în urmă, de fapt 12, de când CALM a fost creat, consolidat și așa mai departe, și a să vedeți, dar cu pixul în mână, ce s-a făcut pe domeniul administrației publice locale, real, pentru administrația locală, de la salarizare, pe domeniul finanțelor locale, organizatori și așa mai departe, o să vedeți că, practic, toate aceste lucruri anume s-au făcut datorită efortului făcut de CALM. Și atunci aici întrebarea principală, cine este împotriva reformelor și îmbunătățirii situației? CALM sau cei care, nu știu, cumva încearcă să prezinte poziția CALM ca contra reformă și așa mai departe? Și toți cei, inclusiv domnul secretar general, cei care am lucrat și lucrăm la nivel de guvern, poate să confirme. Chiar între ultimele lucruri foarte bune care s-au întâmplat. Scoaterea plafonilor de pe impozitul funciar și pe imobile. Extraordinar. E o chestiune strategică deosebită. Transferurile cu destinație generală pe drumuri, care le dă dreptul administrației locale și care noi mergem spre calea, de fapt, formării unei componente investiționale în cadrul bugetelor locale. Și multe alte lucruri, atât cum cu Comisia Parlamentară am lucrat, și pe domeniul salarizării, da, inițiativa ce, și ca deschide o portiță, și pe asociațiile de dezvoltare comunitare, experții noștri au participat, și cu obiectivele acvatice, numai în ultimele, hai să spunem așa, jumătate de an, câte inițiative. Și atunci când auzi că CALM cumva împotriva reformelor, este interesant. Și mai mult ca atât, noi glumeam iarăși glumă cu strategia asta. Cineva ne-a inclus chiar ca factor de risc în strategie, în proiectul acela de strategie. Eu știu, domnul, asta așa ca glumă eu. Și noi cumva, într-un proces, în câțiva ani am ajuns din parteneri de bază pe domeniul ăsta, factor de risc. Dar asta așa e, o leacă în glume. Ce vreau să vă mai spun? O idee foarte interesantă, mie mi se pare că, și o concluzie care cred că la care trebuie de atras atenție. Ieri am participat la ședința Consiliului Național de Dezvoltare Locală și Regională. Și acolo a fost prezentat un raport privind modul cum se implementează satul european, știți foarte bine, și cum se asimilează banii pe domeniul descentralizării și regionale și locale. Și știți care e concluzia principală și fundamentală? Noi, permanent, și la baza tuturor documentelor de politică, că aici e foarte important, și a deciziilor pe care le iau guvernanții noștri, mă refer nu la ăștia numai actuali, dar și cei anteriori, că avem, știți că am strategie, am avut o grămadă, da? Planuri și așa mai departe. Și atât, la baza acestor decizii se iau ce? Care e ideea principală? Capacitatea administrativă, limitată administrația locală. Întotdeauna te uiți la bază să ia, că sunt prea mici, că n-au capacitate financiară, administrativă, că n-au specialiști și așa mai departe. Păi știți care e concluzia principală? Și inclusiv eu am văzut o confirmare asta din partea domnului Spânu, ministru care a prezidat, dar și colegilor lor. În primul rând, atunci când știți foarte bine, când s-a aplicat la satul european, toți au fost șocați. În termeni foarte scurte de timp, este 450 de proiecte. Foarte scurt de timp. Încearcă să pregătești proiectul, documentația tehnică, multe, multe lucruri. Asta despre ce vorbește? Când nu spune că n-au capacitate să atragă fonduri și așa mai departe. Una la mână și doi, acum cel mai mare confirmare a fost modul cum au fost asimilați banii. Peste 55% din sursele fondului au fost asimilate și asta țineți cont că din 3 luni când s-a pornit totul. Știți că toate procedurile au durat acum până la sfârșitul august. Septembrie, octombrie, noiembrie, ca să vă închipuiți.
Concluzia principală care este? Noi trebuie să redefinim foarte clar cauzele, motivele pentru care noi vrem să facem reformele astea. Iar capacitatea administrativă, fiind sigur că o problemă, nu înseamnă că trebuie neglijată. Nu știu dacă ea este primul element. Trebuie să vedem care sunt cauzele principale. Pentru că din cauza că noi scoatem acest element sau atragem atenție prea mare la tânsul, atunci noi nu vedem alte direcții, alte aspecte care poate să ducă la niște rezultate nu chiar bune. Deci, mai departe. Deci, în general, ca concluzie aici, la capitolul ăsta, imaginea generală mie mi se pare că nu totdeauna corespunde realităților. Este distorsionată. Noi foarte mult discutăm despre abordări bazate pe date, da? Pe lucruri... Păi, cumva trebuie aceste date și abordările astea, într-adevăr, să ne arăte situația reală și să ajute guvernanților, decidenților să ia decizii corecte. Pentru că altfel riscăm să ajungem în această situație. Toate strategiile respective, toate planurile, ideile bune, să rămână doar pe hârtie. Ce de fapt s-a întâmplat în Republica Moldova de mult timp. Acum, a doilea lucru, mie mi se pare important. Noi observăm niște riscuri. Înțelegem foarte bine, o țară, un guvern trebuie să aibă o viziune, o strategie, să se miște spre dânsă, un plan de acțiune bine pus la punct. Dar, iarăși, care sunt riscurile? Și dumneavoastră știți, domnul secretar general, noi am mai început discuția și discutăm, sigur că în niște executare asta e una, dar care cauză că nu se execute? Care cauză nu se realizează? Și aici sunt, iată, aici e riscul mare. Abordările prea voluminoasă, da? Prea complexe, prea durat foarte lung de timp, apropo, care depășesc mandatul chiar, da? Și a guvernului, și a parlamentului, care nu asigură că o să fie continuitate, că asta e una din problemele. În Republica Moldova, continuitatea. Știți că discutam despre această strategie din reforme din 2016-2020. Foarte bună strategie, recunoaștem. Și la formulări, și apropo, în ultimul moment și acolo s-au trezit și am consultat și am băgat elementul administrației locale, că nu era în varianta inițială, nu era. Închipuiți-vă, reforma administrației publice nu era elementul... Deci n-ați fost inclus în grupa mea... Corect. Dar în sfârșit, atunci domnul Gumeni a plecat, că dumnealui avea un rol important atunci, dar în ultimul moment tot așa inclus, s-a primit un document foarte bun și eu întotdeauna mă întrebam, dar pentru ce nu mai trebuie o nouă strategie? Poate că o folosim pe aceasta, că erau multe lucruri acolo bune. Și în acest context, iarăși ca o propunere și ca o idee, eu insist asta, noi să mai discutăm, că dumneavoastră foarte bine ați spus, domnul Talmazan, despre faptul că e o legătură strânsă, reforma administrației centrale și locale și reforma descentralizării, e o componentă. Păi, iată, la capitolul cum am noi venit cu propunerile astea, este nevoie lucruri chiar la nivel de principii să fie menționate, subsidiaritatea, descentralizarea și autonomie locală. Că toate obiectivele cele, acțiunile cele, trebuie trecute prin asta, că altfel noi pe de-o parte spunem că e ceva comun, pe de altă parte lipsește această legătură. Deci, asta e un risc. Mai departe, părerea noastră, cum zice Dumnezeu cu dânsul, mergem pe abordări cu strategie, iarăși o nouă strategie, mai facem și mai departe. Dar, un fel de recomandare a noastră este că nu ne se pare, apropo, aici foarte important, chiar experții Consiliului Europei, când au analizat situația în domeniul dezvoltării regionale și locale din Republica Moldova, ultimul raport din 2019, una dintre primele concluzii care le-au făcut, au zis că în Republica Moldova abordările pe termen lung nu merg. Spuneți că noi undeva încercăm să repetăm aceleși greșeli. De ce? Pentru că ei au analizat strategia din 2012, da? Din 2016, amul 2022 și toate prelungite, nici nu se implementează. Și noi când am avut atunci discuții, noi ziceam, dar nu-i mai bine, în cazul dat, am identificat problema cheie, sau problemele, mai multe poate fi, și batem în dânsele. Ne focusăm pe dânsele. Pentru ca ulterior să pregătim teren pentru niște reforme mai serioase. Că altfel riscul
dumneavoastră ați spus bună întrebare, doamnă Valentina, cu mandatul imperativ și așa mai departe. Vom putea, da, sigur că în formula aceasta de amalgamare voluntară, eu nu văd mai probleme și așa mai departe. Dar, în general, amalgamare voluntară știți că are un efect destul de limitat. Hai, admitem, cea mai bună variantă, 10%, hai de doamne, da? Este interes, trebuie să recunoaștem că mai multe primării au interesul ăsta, da? Deja au început să întreb ce și cum și este nevoie de mecanismul. Chiar, da, și suma asta e altă chestiune, da? Ca să ajung prin două primării, probabil să-și facă niște drumuri. Dar asta e altă chestiune. Iată, în contextul ăsta mi se pare că ar fi fost mult mai bine un plan de acțiuni focusat, identificat problema, iarăși, în discuții cu toți actorii, să mergem înainte. Și iată, în acest context, eu vin cu un exemplu foarte, mi se pare relevant, din ultima perioadă de timp. Știți foarte bine, noi, Congresul Autorităților Locale, ținând cont de situație, ținând cont de termenele scurte până la legile locale, și așa mai departe, multe nuanțe, noi am venit cu o propunere să ne focusăm pe raioane, ca o structură depășită, care încurcă, care resurse, asimilează prea multe și inutil și așa, și așa mai departe. Ca un element important a reformei, etapă. Și uitați-vă ce s-a primit. Nefiind auziți pe direcția aceasta, pentru că este un element, știți cum, cine a spus la noi, buturuga mică care se răstoarnă, da? Fizicienii știu bine. Păi, iată, uitați-vă. Înțelegând complexitatea asta și necesitatea soluționării elementului acesta, a apărut întrebarea aceasta cu, o să spun despre consecință, despre, știți, reforma spitalelor. Ați auzit câtă gălăgie s-a început, da? Și iată, aici e un exemplu clasic. Atunci când o instituție a statului, guvernul și Ministerul Sănătății, pe care o înțelegem foarte bine, pe doamna ministru, a vrut să miște carul mai repede înainte cu reformă. Că într-adevăr e o problemă cu spitalele, știți? Nu mai înțelegi nimic, tot așa, și ca la educație, apropo. Cine, pentru ce răspunde, finanțare și așa mai departe. Și atunci, uitați-vă, ne atingând elementul ăsta administrativ, din punct de vedere teritorial a raioanelor, din start au încercat să ce să facă, să cumva în mod administrativ să ia proprietatea la început era variantă și să preia competența. Cu proprietatea am auziți că din păcate nu poți face pentru că știți că e deja niște aspecte constituționale, chestii, da, dar mai multe lucruri. Au rămas competența și iată, da, s-a mers mai departe, dar oricum noi credem că o să mai fie discuție aici. Și oricum e o situație confuză. Vedeți, nici la nivel central nu poți face o reformă clară, pentru că doamna ministru, discutam personal și e zice, păi am ce face, nu mai înțelegem. Care e rolul? Ei, se primește, au rămas cu proprietate, raioanele. Noi am preluat competența asta de fondator, niște drepturi, obligații. Dar oricum situația rămâne neclară. Păi, dar proprietarul nu are nicio funcție, nicio atribuție. Știți, e o confuzie totală. Și de ce? Pentru că nu s-a înțeles la un moment că trebuie să ne focusăm cu toții cât mai repede să rezolvăm problema cu raioanele. Eu nu mai vorbesc, domnul secretar general, deja și eu le-am zis niște nuanțe de islante mai strategice, nu mai vorbesc despre faptul și impactul acestor structuri depășite, din toate punctele de vedere, cum toți știu, în raport și cu administrația locală de nivel 1, dar și cu rolul lor care va fi în următoarele alegeri locale. De ce? Ideea este, posibil să încercăm, iată, în perioada asta scurtă de timp, încă o dată să reexaminăm posibilitatea asta. Și din punct de vedere constituțional, juridic, chestia, stare de urgență și așa mai departe, să vedem dacă mai există posibilitatea de a ceva decide. Sau, și eu ajung aici la o idee care iarăși mi-a trecut, sau să revedem cu adevărat esențial funcțiile și atribuțiile acestei structuri. Pentru că ceea ce se vorbește acum cu reducerea consilierilor, este așa inițiativă. Noi, deci cu două mâini, mulți primari zic, dar la prima vedere, stimați colegi, gândiți-vă pe urmă o lecție mai profund, pentru că aici este și da și nu, aspecte, cu reducerea numărului de consilieri. Dar
Ok, mie mi se pare tot o idee nu rea, dar ele sunt niște idei care nu duc la schimbări serioase în sistem. Și nu duc la scoatere problemelor din sistem, acele care le-am menționat. De aceea, ideea noastră, în cazul dat, haideți să ne gândim, din punctul ăsta de vedere, la ce facem cu educația, îi facem protecția socială, nu cu drumurile tot acolo, să nu apară problema asta cu, știu că toți discută referitor la niște criterii și mai departe, mă refer la lucrurile astea. Că altfel, într-adevăr, riscul este că următorul mandat, iarăși, noi păstrăm aceeași situație și tot efortul este enorm, făcut de guvern, de parteneri de dezvoltare, prin elaborarea acestei concepții, viziuni, strategii, poate să, nu știu dacă ne va duce undeva spre lucruri pe care le urmărim. Cu alte cuvinte, este tot un moment și aspect important, oportunitatea și șansa. Acum, în opinia noastră, este o oportunitate, șansă istorică de a, cel puțin, a pregăti bază. Asta nu înseamnă că, dintr-o dată, putem trece la o reformă cardinală și cu cele, mai ales în baza conceptelor și cele propuse de GIZ și mai departe, pentru că sunt discuții separate. Dar cel puțin de a crea niște premize, pentru că următorul mandat, 4 ani, noi deja să avem cu tot o altă bază de discuții, atunci unde lipsește elementul ăsta frână, să spunem, frână progresului, da? Cum se zice, care sunt raioanele, și asta trebuie să recunosc. Noi știm toate lucrurile. Și o să găsiți să susținem încă 99% din primarie în domeniul ăsta, numai să trebuiască oamenii de explicat. Și iată, din punctul ăsta de vedere, este acum e oportunitate. Eu nu sunt sigur, noi să mai avem așa oportunitate legislativă, de voință politică, și așa posibilitate, și din, inclusiv de susținerea partenerilor, dacă noi următorii 4 ani după ce alegere să facem, o să avem așa oportunitate. Cam asta eu am vrut să vă spun. Mulțumim. În rest, cam nu, niciodată nu a fost împotrivă. Cam vrea pur și simplu, din alt punct de vedere, chiar reforme vrea, reale, dar nu noi strategii, noi tărăgânări și noi păstrarea situației care este în prezent. Mulțumim, domn Furdui, dar pentru că sunt aici și primari și reprezentanții administrației publice locale, ne-ar interesa și punctul dumnealor de vedere. De ce? Pentru că, într-adevăr, aceste 250 de milioane de lei fond pentru amalgamare voluntară, am auzit foarte multe păreri câte drumuri poți să construiești, iar dacă nu există o infrastructură rutieră bună între două localități, această amalgamare benevolă nici nu mai are șanse. Dar să ne spuneți dumneavoastră, pentru că din primă sursă ar fi bine să auzim ce credeți dumneavoastră și ce cred sătenii localnicii. Bună ziua tuturor, dacă îmi permiteți, doamna Valentina, stimată audiență. Da, cred că noi cât de puțini, cât de mulți nu am fi în discuții, tot timpul să avem idei împărțite. Eu am ascultat cu atenție și fiind reprezentantul de la firul ierbii, da, primarilor, undeva sunt de acord cu ceea ce am auzit astăzi, susțin în totalitate ceea ce a spus domnul secretar de stat, pentru că la capitolul luăm strategii din alte țări și le adaptăm la noi. Dar totodată știu că avem strategii care nu s-au implementat. Este posibil de revizuit și nu de făcut altele noi, pentru că tot o perioadă îndelungată din timp vine o guvernare la conducere, vine cu proiectele lor, aruncă la gunoi tot ce a fost făcut de fosta guvernare, încep alte concepturi și tot așa întindem la nesfârșit coarda. Eu, ca propunere, și sunt de acord că trebuie să facem la nivel de autoritate, de nivelul 2, să facem reformă, dar totodată sunt de părerea că este necesar de implementat cât mai rapid și reforma teritorială administrativă la nivelul 1, pentru că este inadmisibil și neexplicabil cum în această situație, ori în secolul 21, avem primării cu câteva sute de locuitori, aleg primarul, ce fel de activitate putem să vorbim.
Este legea 436, o lege cât de cât foarte e bună, se implementează. Dacă vorbim că putem face o analiză pe o lege oarecare, să identificăm care sunt acolo niște carențe, să facem niște modificări în legea 436 și acolo, dacă ne uităm după populație, până la 1500 de locuitori, este primărie constituită, consilieri, numărul lor sunt 9 consilieri locali, dar dacă scoatem sintagma până, dar de la 1500, avem în afară legii, cred că 50% din primării care le avem în țară. Și aici vin economiile, se implementează reformă pe loc, până la alegeri locale. Noi nu avem nevoie, cred că e părerea mea, nu avem nevoie de primării care nu se pot autofinanța, autogestiona, sunt cu lipsă de cadre în instituție. Într-o primărie până la 1500 de locuitori, acolo secretarul exercită și alte atribuții, perceptorul fiscal și inginer cadastral și tot așa mai departe. Ori multe, multe locuri sunt vacante. Deci vreau să punem accent pe calitatea acestor instituții. Ele nu sunt în stare să creeze servicii publice, să presteze populație, serviciu de apă, serviciu de iluminat stradal, serviciu de salubrizare și tot așa multe alte servicii. Deci sunt niște primării, după mine, ineficiente, care trebuie să fie alipite la alte unități administrative și să formeze o comună, ori un municipiu, o municipalitate, cu deja mai multe posibilități financiare. Asta e una. Una din momente care vreau să menționez, alt concept de reformă teritorială administrativă început în 2018-19, îmi pare că încheiată în perioada guvernului Chicu, dacă nu mă greșesc, vociferată pe la 2019, sfârșitul anului, ori început, în perioada asta. Este un studiu care s-a elaborat timp de vreo 2 ani de zile, care au venit experții, le-au dat larg în presă, uitați ce concept venim noi, 3 scenarii, 1, 2, 3, de ce astăzi noi nu putem să-l discutăm scenariul acela, studiu pregătit, care au muncit, s-au cheltuit bani pe dânsă, și să-l analizăm și să-l punem în aplicare. Astea sunt niște întrebări, că noi tot vrem fiecare să arătăm cine e mai puternic, cine e mai tare, cine vine cu ceva nou, dar nimic nou. Nu este. Dați să analizăm ce a fost efectuat și să implementăm mai repede. Că atâta timp cât o să întindem acest timp, accept ceea ce a spus domnul Furdoi, noi nu avem nici o garanție că în următorul scrutin electoral parlamentar o să fie o majoritate parlamentară care o să ducă mai departe politicile care se propun astăzi, că în 2030 să avem reforma deja implementată. Nu avem nicio siguranță. Din acest punct de vedere, dați să analizăm ce este mai scurt, mai rapid și să facem acești pași importanți. Mulțumesc! Mulțumim mult, doar să precizez, a vorbit domnul Lilian Bătnaru, care este primarul comunei Lozova din Strășeni și o să vă rog cei care luați cuvântul să vă prezentați. Acum are o precizare de făcut domnul Talmazan. Domnul primar, ce am vrut specific... Din 2009, adică în Republica Moldova, cumva s-a antrenat în proces de integrare europeană, de atunci tot la noi permanent au fost antrenați diferiți specialiști care au elaborat diferite strategii. Acum noi nu le luăm și le aruncăm complet. Luăm acele strategii care au fost niște activități planificate destul de ok, din diferite motive nu au fost finalizate sau nu au fost implementate și spre ea o altă parte se îmbunătățesc pe parcurs, multe relații sociale s-au mai preschimbat, noi nu le aruncăm și facem complet altele noi, cu siguranță chestia dată, dar nici nu putem, dacă strategie din 2009, doar cu o strategie conține mai multe compartimente, inclusiv stimularea funcționarilor publici, nu câte metode de stimulare a funcționarilor publici poți să mai inventezi într-o altă strategie, nu, sunt limitate, sunt două elemente. Poți să le schimbi cuvântul, poți să le aranjezi altfel pe foaie, dar nu mai inventezi altceva nou, nu fim realiști.
alt moment ce am rost specific, adică o parte sunt preluate, nu credeți că aruncăm tot. Pur și simplu nu pot să opreie aceeași strategie, deoarece are un plan de acțiune, un plan de acțiune care deja nu a fost implementat, respectiv nu pot să-l modifici de 100 de ori, să-i schimbi termenul de pune în aplicare. Iar și o revitalizez din nou, deoarece o parte a fost implementată și rămâne neactualizată, adică un document care jumătate, 45% implementat, cam așa e procentul de implementare, nu ați cunoaște în ansamblu. 45% s-au implementat, 55% s-au implementat, respectiv nu poți să prelungești o bucată din plan. Ce faci? O abrobe alta și deja mergi și ei și nu s-au implementat. Alt context. Nu a spune de ce este necesar strategie. Noi suntem destul de ambițioși, astfel destul de ok, noi suntem singuri în univers, tindem spre integrare europeană, dar sunt niște cerințe când noi dorim să ne integrăm în spațiul european. Prima întrebare este, voi aveți o viziune despre ce și vreți să faceți mai departe, respectiv viziunea asta cumva trebuie să o fundamentăm în niște acte. Actul se cheamă altă formulă identificată, în legii nu există decât strategii. Ori trebuie să modificăm, înțeleg, ciudată termenul sau strategie, deja nu mai prinde la societate, cumva creează și o repulsie. Noi suntem, practic, cei mai strategic țară din regiune. Avem strategii care multe. Am avut și un document care interzice strategiile. Am avut și un document care interzice strategiile. Am avut o legă prin care s-a votat legea de strategii și a fost abrogat. De acord. Deja nu mai... E complicat acum, știți, dacă eu aș fi în locul dumneavoastră, voi mai simplu să vă exprimați pe anumite... Eu nu așa încerc să fiu mai reticent, că măcar că aș putea pune și mai multe. Și respectiv noi trebuie să avem un document unde să stabilim și unde suntem, să identificăm probleme și unde vrem să ajungem, așa? Asta este o strategie, obiective, plan de acțiuni, toate procedurile care trebuie să întâlnim. Asta pentru dumneavoastră. Alt moment, iarăși, noi suntem cumva pe parcurs, ne-am conturat financiar, nu chiar cum e o primărie, dar capacitatea financiară cam limitată. Păi așa și în cazul dat ca stat, adică noi vorbim despre întărirea capacităților, totodată avem o sumedenie de împrumuturi externe și orice reformă administrativă ea urmează cumva să identificăm sursele finanțare, în caz contrar nu prea pot să manevrez, mărg negocieri cu FMI, cu alte structuri financiare internaționale care în proces s-au mai furat miliarde, s-au mai finanțat, s-au mai... problematic este dată de a gestiona bugetul public chiar așa cum dorim noi. Implicit discuțiile date când de o parte vorbim despre fortificare capacităților, de altă parte suntem impuși de alte cerințe, de alte reforme care merg spre reducerea statelor personal. Și iarăși avem un număr limită care el în fiecare an, dumneavoastră cunoaște foarte bine, că sunt înghețate, să-i spunem așa, sunt moratorii, dar funcții. Și iarăși putem să jucăm în limita la acel număr de funcționari publici care trebuie să mai majorăm din când în când salariul, că e ok chestia dată, și plus la aceasta, adică că iarăși să majorăm într-un anumit domeniu, urmează de tăiat din altă parte. Și cum am vorbit și anterior despre pe ansamblu bugetul care noi îl avem, adică să majoreze în altă parte, trebuie să micșoreze în altă parte. Iată cam asta e tot ce țin de strategie. Ele sunt documente necesare, documente de planificare, documente de organizare activității, numai că avem o problemă la implementare. Noi, ca stat, nu vorbesc de mine sau de dumneavoastră sau de altcineva. Și de regulă e formula de ce așa am discutat din start, adică hai să mergem pe două lucruri, adică practica și teoria, da? Elaborăm strategii, facem documente, le gândim cum o să le punem în practică, dar paralel și mergem pe analiza acelor atribuții care le are administrația publică locală, să înlăturăm acele carențe. Întrebarea este, dacă noi nu putem ca stat să ajutăm complet administrația publică locală, haideți să nu încurcăm. Haideți să identificăm acele carențe legale care duc la contestarea deciziilor, la chiar și inițierea unor cauze penale, contravenționale, alergătura cu documente dintr-un capta țării în altul, numai pentru simplu că trebuie să iei un certificat fitosanitar, de că urmează curăț niște arbori, da, în localitate.
scoatem toate acestea, scoatem, simplificăm la maxim procedura, primarii sunt oameni responsabili, ei sunt conștienți, știu ce înseamnă să curăță un parc, își fac diferența dintre a tăia un arbore și de a curăța coroana, da, care nu depășește 3.000, respectiv simplificăm la maxim, o notificare proprie răspundere, ați expediat-o pe e-mail, 15 zile nu vine control și atât. Iată un simplu regulament care trebuie să modificat și o să-l modificăm zilele astea și deja o problemă, adică cu un drum mai puțin o să aveți de minim pe la 2 săptămâni. Mai sunt cazuri de astea, haideți să-l identificăm, chiar că odată au rămas acte normative nemodificate de la aprobarea lor și tăți împiedic intrând și nu găsesc soluția. Am fost personal în teritoriu, au fost ridicate niște întrebări, dacă sunt localități, terenuri, probleme, nu le prelucrează nimeni, le dăm în arendă, e preț normativ de teren pentru construcții, n-al preia nimeni. Iată, modificăm chestiile datic să creăm acel, să impulsionăm relațiile sociale, care se marcă foarte simplificat. Cu licitații, cu achiziții și așa mai departe. Măcar câteodată, univa, la nivel internațional, sau, poate n-ar fi bine să simplificăm toate procedurile datică, să generează cumva fapte de corupție, știi, dar ești impus în situația de a lege, în două rele, unul mai puțin rea și părere de rău, nu așa funcționă în stat. Tot timpul am fost impus în soluția de, din două rele, să alegem una mai puțin rea. Tare ar vrea că noi să ne gândim pe viitor că avem dintre două soluții bune, să alegem una cea mai bună. Iată asta, dacă ajungem la această, la acest pas, știți că deja noi am evoluat și ca stat, și ca autorități, și așa mai departe. Mersi. Mulțumim mult, domnule secretar general. Mai avem timp foarte puțin, dar pentru că aici în sală mai sunt opinii prețioase și am vrea să aflăm care sunt aceste păreri ale reprezentanților administrației publice. Vă rog foarte mult să ne spuneți ce părere aveți. Da, vă rog foarte mult. Bună ziua tuturor, mă numesc Maria Manole, sunt primara satului Zubrești, Traiunul Strășeni și aș vrea să mă expun și eu asupra subiectului discutat astăzi aici, să mă axez mai mult pe principiul al măgării binevole decât primării, care este prevăzut un element nou, o reformă administrativă. Cu siguranță că fiecare dintre noi primari, la subiectul dat avem fiecare poziția noastră și din punctul meu de vedere este și ceva normal că suntem diferiți și gândim diferit, însă este important să ajungem la cel numitor comun și, cum spunea și domnul secretar de stat, din două soluții bune să alegem cea mai bună. Eu vreau să-mi expun acum, a să fiu foarte subiectivă pentru că îmi exprim punctul meu de vedere. Eu sunt la doilea mandat și mi-am amintesc foarte bine în primul mandat participând la ședințele Calmului, fiind membru primăria, foarte mult s-a vorbit despre acest proiect și ni s-au prezentat și istorie de succes al altor țări și adică era un principiu care îl promovam noi primarii pe acele timpuri, nu atât de îndepărtate și punctul meu de vedere este că este foarte bine că aceasta se regăsește în lege și sunt prevăzuți bani și în bugetul pentru anul 2023. Dacă sunt mulți sau puțini, asta timpul o să arăte, fiindcă cu siguranță din cele aproape 900 de primării ar fi ideal dacă măcar 25 se vor uni și va fi altă unitate administrativă teritorială și din aceste 250 de milioane li s-a dat la fiecare câte 10 milioane acolo sau mai mult și la primul pas ar fi suficient. Este foarte important să fie foarte bine gândiți fiecare pas, pentru că noi nu trebuie să începem reforma administrativă de cum gândim noi primarii sau cei din administrația publică centrală, puterea legislativă și executivă, noi trebuie să pornim de la oameni. Și fiindcă și cei care o să meargă pe principiu că se vor almaga, este important că să fie o istorie de succes. Și eu iată și văd că asta este un prim plas în reforma administrativă și aș vedea, pentru că nu știu dacă o să fie mulți care o să vin și o să zic că uite, noi două primării vrem să ne unim. Spre exemplu, eu m-am gândit la acest lucru, însă nu știu dacă colegul meu, localitatea vecină care trebuie noi să ne unim, a să fie de acord, fiindcă noi fiecare, știți, privim reforma din banii cât din banii care putem să-i absorbim în localitate și să implementăm proiecte. Eu ar văd aici ca o premiză satele care ar putea chiar să fie cumva inițiate și informate sau pregătite pentru acest mecanism de reformă acolo unde sunt școli circunscripți, pentru că siguranță a fost o opunere și atunci când dintr-o localitate o școală a fost închisă și a revenit în școala din localitatea vecină și acolo este, consider eu, un procent de acum de pregătire a populației, pentru că este serviciu educațional care a fost preluat și s-ar putea de vorbit cu cetățeni din localitate care sunt avantajele și cu consilierii locali, dacă se reușește până la alegerile care vin.
că modificarea legislației ține de mandatul primarului în cazul când va fi această reformă făptuită după alegerile din 2023, nu este atât de complicat de modificat. Trebuie voință ca să fie schimbat în Parlament. Dar este important oamenii să fie pregătiți, să vadă ce câștigă localitatea X, ce câștigă localitatea Y când sunt împreună. Și cu adevărat trebuie foarte mult de investit în creșterea capacităților funcționarilor publici. Și în acest context eu vreau să mulțumesc programului Comunitatea Mea, localitatea fiind parte, pentru că ne oferă această posibilitate de creștere a capacităților. Pentru că eu văd care este cerința locuitorilor față de funcționari în contextul prestării serviciilor. Și un funcționar care crede că vine ca să primească salariul mult sau puțin, dar aranjează locul de muncă că este acasă și nu trebuie să circule în altă parte și crede că la primărie mai ești funcționar și nu toată lumea poate fi funcționar public, este ok cu adevărat să greșesc, pentru că este o cerință foarte mare, o exigență a cetățeanului față de funcționar care trebuie să facă parte. Și e foarte bine că astăzi, eu chiar m-am bucurat că am auzit de la reprezentanții guvernului că fiecare atribuție trebuie să fie neapărat însoțită și de mijloace financiare și că se propune iată să fie... Am fost auziți noi primari prin intermediul CALM că este necesar de modificat multe acte legislative care ar fi tot o premiză către descentralizare. Deci trebuie, poziția mea încă o dată, repet, să începem de la cetățeni și cât mai urgent, chiar și până a fi votată legea sau până a fi supus proiectul de lege consultărilor publice către noi primari, funcționari publici și societatea civilă, ar fi bine iată de auzit și opinia cetățeanului din teritoriu. Ce vrea el? Este de acord cu asta? Și cum vede el? Că pe atunci riscăm trei primării să fie să înfăptuiască reforma pe baza acestui principiu. Dacă n-ar fi istorie de succes, să riscăm foarte mult în continuare să înfăptuim reforma. Și eu sunt categoric împotriva reformei după principiul numărul de populații. Aici nu cred că noi facem o reformă de succes. Poate să fie 5 locuitori într-o primărie și să aibă mult mai mult succes reforma decât să fie 50 principiul că haideți până la 50 și nu fie eficientă. Noi asta e părerea mea, noi nu suntem pregătiți acum nici ca primar. Eu, de exemplu, nu mă văd primar la o localitate cu 50 de locuitori, pentru că și nici funcționari publici noi nu avem capacitate. Trebuie să fie și serviciile astea e-guvernare, care omul se poate depune o cerere de la distanță și adică să ușurăm. Bine, nu o să depună aici care este mai în vârstă, care nu poate utiliza tehnologiile, dar trebuie să fim pregătiți și pentru asta. Doamna primar, da, acolo, în localitatea dumneavoastră, totuși credeți că există multă lume sau puțină lume care s-ar împotrivi atunci când îi promit și îi demonstrez că serviciile de calitate ajung mai aproape de cetățean? Eu, întrebarea sau temerea mea nu este față de locuitorii din localitatea care o reprezint, dar ar fi locuitorii localității vecine, pentru că foarte mult cu ei trebuie de lucrat. Și respectiv și cu... Pentru că știți care... Noi suntem... Factorul politizării se va include și asta e frica cea mai mare. Factorul politizării, dar și factorul uman eu mai mult îl văd, pentru că cetățeanul a să gândească că dacă se unesc primăriile, cei mai mulți bani o să ducă în primăria care a să fie cu un număr. Și iată, noi trebuie stereotipul ăsta să-l depășim. Și oamenii... E normal că nu toți 100% din populația a rămas o să gândească că este bine. Dar poate de aici de influențat cu cei care băștenași plecați, care ei trăiesc peste hotare și știu că copilul îl duc la câțiva kilometri la școală, că sunt unii este de acum înfăptuită reforma pe baza acestui principiu. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult, doamnă Manole. Igor Pățanu. Doar o remarcă. E foarte interesantă intervenția dumneavoastră, doamna primar. Să știți că problema la care v-ați referit, ultima problemă, ea se rezolvă pentru că, sigur, dacă are loc amalgamare și, de exemplu, 5 sate intră într-o comună, sigur că la alegerea primarului toate 5 sate formează o circunscripție electorală. La alegerea consilierilor, fiecare localitate trebuie să fie o circunscripție și, de exemplu, dacă este vorba despre 15 consilieri, deci după numărul de populație, fiecare localitate să-și aleagă consilierii, să-i aibă acolo, pentru că lucrurile, pentru că până la urmă decide Consiliul. Decide Consiliul, primarul, da, este executor și lucrurile astea se pot rezolva. Dar e foarte interesantă abordarea, așa cum ați prezentat-o dumneavoastră și vreau la ce s-a referit domnul Furdui. Domnul Furdui, eu niciodată n-am auzit ca cineva să aibă părere rea, proastă despre CALM. Dumneavoastră exagerați aici, nu este adevărat. Dar vreau am înțeles să fiu, că a fost o glumă când a spus domnul Furdui că e pe lista riscului. Dar vreau riscuri. Să fiu de acord cu dumneavoastră,
că trebuie să ne grăbim încet pentru a nu comite greșeli și experiența pe care ați acumulat-o dumneavoastră, ea nici într-un caz nu poate fi ignorată. Deci acest lucru trebuie să-l avem în vedere și pentru că mi-ați dat cuvântul foarte rapid. Eu, din ceea ce am auzit de la reprezentanții guvernării, de la primari, eu aș proceda foarte simplu în situația asta, dacă aș avea resurse. Într-adevăr, doamna Voloh a menționat, e nevoie de un proiect pilot, de găsit, de făcut acolo această amalgamare benevolă, de încercat toate cazurile. Incentive-ul, banii, trebuie să fie în capul mesei, pentru ca infrastructura între aceste localități să fie adusă, toate problemele la care s-a referit doamna primar, legate de e-guvernare, cereri și așa mai departe, să fie aduse. Și această comunitate sau unitate de comunități amalgamate să demonstreze că poate atrage și resurse din exterior, dar și poate valorifica resursele interne. Pentru că noi știm ce înseamnă viața unui organism social. Asta înseamnă acumularea și asimilarea energiei libere. Sunt multe exemple. Ceea ce nu poate face unul, pot face de câteva ori mai bine, 2-3 dacă se unesc, după comunitățile furnicilor avem chestia asta. Deci eu cred că lucrurile pot fi aranjate, să se ia în considerație ceea ce spune domnul Furdui, doamna primar, dar exemplul la care s-a referit doamna Voloh cu un proiect pilot la început, unde amalgamarea arată toate avantajele, dar testează și toate riscurile, după care lucrurile să demareze de o manieră mult mai apăsată, probabil asta ar fi corect. Cer scuze că am... Mulțumesc, domnul Boțan. Practic am epuizat timpul rezervat, dar pentru că este aici și domnul Veceslav Ioniță, acum și IDIS Viitorul este preocupat în mod aparte de ceea ce se întâmplă în administrația publică locală și vreau să-i cerem și dumnealui un punct de vedere referitor la ceea ce s-a discutat astăzi în cadrul acestui eveniment. Mersi mult, foarte pe scurt, că aici deja tot s-a spus. Care ar fi rolul nostru în această coaliție? Că suntem câteva organizații de experți, aici este și Deptul acum nou, este și Promolexul, împreună Calmul. Noi ne vedem aici mai mult ca cei care îți furnizăm expertiză la ceea ce doresc Calmul și autoritățile. Și am să dau un exemplu, o leacă glumăreză s-a întâmplat. Vreo 15 ani urmă, vreo 10 ani urmă, când primăria a decis să mute transportul de pe strada centrală cu trei străzi mai în vale. Au făcut ei lucrul acesta, iar noi am realizat o cercetare și unde am demonstrat că, de fapt, fluidizarea este mult mai bună. Și eu mi-aduc aminte când am prezentat de primăria Chișinău. Vedeți, înseamnă că am găsit. Zic, cel mai tare, ce nu ne-ar plăcea nouă ca să găsim. Deci noi am fi dorit ca de întâi noi să facem cercetarea, să vedem. Și apoi voi să luați decizia, dar eu găcit atunci. Noi rolul nostru îl vedem aici, din ceea ce doriți dumneavoastră să faceți. Să venim cu expertiza necesară. Când vorbim de capacitatea primăriilor, să venim cu anumit, în primul rând să definim ce aveți în vedere capacitate. Banii care au ei, sau capacitatea de a gestiona treburile, că aici domnul Furdui de fapt vorbea despre altceva, nu de bugetele care le au ei. Că dacă vorbim aici la modul serios, la noi sistemul fiscal este de așa natură că banii se concentrează în Chișinău. Și nu este corect să spui că o primărie nu are bani din simplu motiv că taxa pe valoare adăugată și alte impozite le plătește la Chișinău. Atunci noi sub capacitate înțelegem capacitatea lor de a gestiona treburi la nivel local. Și atunci să schimbă noțiunea și definiția de capacitate. Și eu, dacă noi ne cereți ca toți împreună, hai să definim ce vom înțelege noi sub capacitate. Poate el strângă bani sau poate el să gestioneze treburile locale. Sunt țări unde este cu democrația avansată, unde primăriile primesc 95% sub formă de subvenții. Așa s-au decis. Colectăm toți banii la nivel central, că nu are sens să-i dai, și le împărțim după criterii clare, după mecanisme clare, și facem acest lucru. Deci noi ne vedem rolul nostru ca să vă ajutăm în definiții, să vă ajutăm în noțiuni ca să fie ușor de luat decizii.
Asta cred că este rolul experților. Noi chiar am vorbit și cu domn Furdui. Noi acum chiar ne încercăm să ne abținem de anumite viziunea noastră de experți și vrem doar să urmărim clientul, în cazul dat Calmul, Parlamentul, Guvernul, și să ajutăm în ceea ce vreți să faceți. A, dacă putem da anumite sfaturi, anumite sugestii. Că noi am vorbit pe medicină. Vă aduceți aminte, doamnă președință, ați fost. Noi am sugerat că când vorbim de reformă, trebuie să discută. Lichidăm primării, nu lichidăm primării. Niciodată, după ce s-a făcut reforma în sistemul de sănătate în 2004, niciodată noi nu am discutat cum organizăm sistemul de sănătate, ținând cont de rolul administrației publice locale. Niciodată nu s-a discutat lucrul acesta. Și acum am luat-o pac, repede, dar reforma înseamnă și educația, și sănătatea, fondul rutier. Câte discuții au fost cu fondul rutier, domnul Furdui? Cum împărțim banii? După număr de mașini sau după numărul populației? Trebuie să vedem cum facem. Ce facem? Le dăm cum a fost restrictiv sau le dăm dreptul să decide? Noi pentru primăria Chișinău am avut un proiect susținut de Ambasada Marii Britanii. Le-am arătat, dar în țară se întâmplă și mai grav. Noi spunem că taxele locale sunt mari. Taxele locale ultimii 8 ani de zile au scăzut continuu. Din ce cauză? Noi niciodată n-am vorbit. Impozitele centrale sunt prin lege 20% TVA. Crește venitul, crește automat impozit. Dar taxa locală e o chestiune politică. În fiecare an trebuie să ziceți, băi, eu anul ăsta strige apoi de piele. Și taxele locale sunt foarte vulnerabile politic. Și ei nu le pot colecta. Nu sunt funcționale. Noi, pentru Chișinău, am demonstrat că zonele cele mai defavorizate din periferia orașului, povara fiscală pe agenții economici de 3 ori mai mare decât în centrul orașului. Acum ce să fac Chișinău? Le-am spus, băi, trebuie ceva să faceți, să împărțiți orașul pe zone, zona 0, zona 1, zona 2, zona 3, că de altfel voi omorâți toată periferia orașului. Fix așa și la nivel de țară. Deci, concluzia este. N-am vrut să venim cu foarte multe acum lucruri, că dumneavoastră pregătesc documentul. Cred că rolul experților, fie noi, fie Promolexul, fie adeptul, este să venim cu, în cazul dat cu expertiza, deja rolul nostru de a critica, de a venea opinii, mi-a spunea odată cineva, Vecislav, trebuie să te definești în cazul când într-un proces, ce rol să alegi? Watchdog, adică suntem cei care criticăm, să expertiză, că nu poți să vică expertiză la guvern și totodată să o critici tot atunci. Deci, noi în cazul dat am decis că în procesul acesta de transformare, idis viitor, problemele că suntem cei care vrem să venim cu expertiza, vor fi alții care vor spune, uite, asta e rău, nu-i bun, ca să sprijinim, să ajutăm. Eu n-aș ignora încă o dată și asta, când noi am muncit o leacă aici, n-aș ignora ideea aceasta cu raioanele. Nu aș ignora-o ceea ce am vorbit-o noi și cred că s-ar merita într-o lună, două, că avem timp suficient să revenim să discutăm din simplu motiv că am reușit să facem niște mișcări politic necostisitoare, cu eficiență bună, cu semnale clare și rezolvăm poate paralel și problema cu medicina, că noi parcă am bănuit, am avut o cercetare la cazul dat și mai revenim. Dar eu ceea ce sugerez, dacă doamna președinte, domn secretar general, veți considera necesar, cred că împreună noi, într-un format, vedem tot adeptul sau Calmul sau noi, Idis Viitorul sau Promolexul, ne întrunim și să discutăm vreo două aspecte care noi le-am mai vorbit. Sau, doamnă președinte, dumneavoastră, cum la Parlament, cred că cum vă luați lucrările, să avem o întâlnire specială cu ideea aceea care am promovat-o noi și poate dacă este necesar să mai facem niște analize, să mai venim cu anumite argumentări și să avansăm. Dacă dumneavoastră veți dori, pe alte subiecte ne spuneți, noi ca experți suntem gata să pregătim documentele necesare ca să vă fie ușor în luare deciziilor, cu cifre și date. Ceea ce vă pot spune, ne-am învățat în vreo 20 de ani, deja să acumulăm și informația și datele și le prolucrăm, cum ați făcut și dumneavoastră astăzi cu mecanismul acesta de monitorizare. Adică sunt instituții care, de data aceasta, ne-am luat funcția de a sprijini acest proces, care credem că este unul important. Îmi cer scuze că cam mult am luat. Mulțumim tare mult! Mi se pare
o luare de cuvânt foarte bună. Suntem pe ultima sută de metri, sesiunea de concluzii și recomandări privind monitorizarea avansării reformei de descentralizare de către societatea civilă și acum încercăm să stabilim legătura cu un expert de peste ocean din Statele Unite ale Americii, domnul Charles Caldwell de la un institut urban din Statele Unite ale Americii. Dacă legătura am stabilit-o, îl rog respectuos să intervină și dumnealui. Bună ziua! Thank you very, very much for that invitation. I've gotten up very early here in Washington, D.C. to listen to a very interesting discussion today, and I want to congratulate the organizers for, first of all, getting this group of experts into one room together to talk about this important reform. I don't want to repeat everything that's been said, but I do want to note that this idea that this is a complex process and that Moldova needs to be learning as you... Complex. Și Republica Moldova avansează în acest sens. Domnul Talmazan a menționat crearea unei unități care se va ocupa de monitorizarea implementării reformei, inițiativa adeptului la fel, mi se pare foarte importantă pentru că trebuie să existe o platformă neguvernamentală pentru discuțiile despre aceste aspecte importante. Deci este un proces destul de complicat în cadrul guvernului și în afara acestuia. Experții, participarea experților este foarte importantă pentru a asigura credibilitatea și transparența procesului pentru a atinge rezultatele scontate. Moldovenii vor avea două întrebări referitor la avansarea reformei, dacă vor obține careva beneficii și care anume dacă această reformă va duce la scăderea sau eliminarea corupției, la alocarea și o gestionare mai eficientă a banilor publici. În acest proces este nevoie să atragem atenția nu doar la datele generale, dar și la cele specifice, dezagregate. Dacă avem informații cu privire la performanța diferitor apele, s-a mai referit și la datele relevante care sunt colectate la timp și pot informa procesul decizional. Ce am mai extras din discuțiile de astăzi? Există mai multe păreri și opinii, chiar și în sală, dar fiecare este de acord cu problema conturată și platforma asigurată de adept, la sigur ne va ajuta să discutăm această problemă și să găsim soluțiile oportune. Astăzi, foarte mult s-a vorbit și despre perspectivă pe viitor. Este nevoie de un sistem care poate responsabiliza Republica Moldova nu doar în fața donatorilor și a comunității europene, dar și în fața cetățenilor, în primul rând, pentru că este nevoie de sprijinul populației și a cetățenilor în această reformă. Și, respectiv, eu sunt foarte bucuros de această oportunitate să conlucrez cu cei adunați în sală pe parcursul următoarelor câteva luni. Vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație și această posibilitate să particip la discuții. De încheiere aparține adeptului, domnul Bălțan sau Iena, cine? Ok. Am să încerc eu să fac bilanțul întrunirii noastre de azi. Eu consider că întrunirea noastră de azi este chiar foarte utilă. Personal, pentru mine am clarificat foarte multe lucruri, cum va funcționa acest mecanism. Sigur că suntem în așteptarea documentelor la care s-au referit doamna Avoloch și doamna Talmazan. Este foarte important să avem o claritate. În privința procesului, pentru că ultimul vorbitor a fost din America,
Mi-am adus aminte de situația din cel de-al doilea război mondial, când după ce a fost înfrântă Franța, Britania era singură care lupta împotriva nazismului și tot ruga America să intervină, să deschidă programul Land-Lease. Și după ce a fost deschis programul, Churchill spunea: americanii sunt băieți foarte buni, întotdeauna adoptă deciziile corecte, virgulă, după ce le-au întreprins pe toate celelalte. Deci, noi suntem în situația aceasta, acum avem sarcina să fie adoptată decizia corectă, cea mai bună strategie, după ce, așa cum spuneam, 300 de ani am tot reformat teritoriul țării și s-au făcut lucruri bune, utile, s-au făcut greșeli, dar am acumulat foarte multă experiență și experiența contează și aici ceea ce a spus Veceslav și Ioniță și colegul Viorel Furdui. Sunt lucruri care trebuie luate în considerație alături de voința politică pe care o manifestă guvernanții. Este foarte important că noi avem această amalgamare, dacă vreți. Avem guvernare, avem coaliția pentru descentralizare, avem partenerii de dezvoltare, avem IREX. Deci această structură pe care am realizat-o de o manieră absolut firească. Acum sarcina noastră este să ne angajăm cu toții astfel încât să ducem lucrurile până la bun sfârșit, pentru că, spre deosebire de eforturile anterioare, de data asta suntem într-un proces legat de condiționalități. Condiționalitățile ne obligă ca până la mijlocul anului curent să le îndeplinim pentru ca să începem negocierile cu Uniunea Europeană. În procesul de negocieri deja, în paralel cu eforturile de implementare acestei reforme, trebuie, având în vedere lucrurile la care s-a referit doamna Voloch, în primul rând, un proiect de pilot în care toate avantajele, dar și posibilele probleme să fie depistate în câteva locuri unde să se convingă și cetățenii și autoritățile locale că acest proces binevol este cu adevărat unul binevol, că el are suport și are beneficii în ceea ce ne interesează cel mai mult, pentru că dacă citim și conceptul și strategiile precedente, scopul final a unei administrații eficiente pe loc este calitatea serviciilor pe care le primește cetățeanul. Și aceste servicii trebuie să aibă drept scop următorul fapt, că Republica Moldova, nu Chișinăul, este buricul Republicii Moldova, da, este capitala. Dar noi ne-am uitat în concept, acolo se vorbește și în strategiile precedente, se vorbește despre centre de dezvoltare. Cum contribuie toată această strategie la apariția, mai mult sau mai puțin uniformă pe teritoriul Republicii Moldova, a centrelor de dezvoltare. Ce și care va fi soarta legii din 2006 privind regionalizarea Republicii Moldova, regiunile de dezvoltare, pentru că nici în una din aceste strategii și concepția nu am găsit deci o explicație, deci ce se întâmplă cu aceste regiuni de dezvoltare, șase sunt, care le avem în Republica Moldova. Deci sunt un șir de lucruri care sunt extrem de importante și noi, așa cum îndemna colegul Veceslav Ioniță, cu eforturile noastre trebuie să contribuim la găsirea celor mai bune soluții. Acestea fiind spus, eu vreau să vă mulțumesc tuturor, stimați parteneri din coaliție, stimați reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, ai guvernării, stimați primari,
Calma și ceilalți colegi. Să vă mulțumesc foarte mult că ați fost binevoitori și ați participat la această masă rotundă, după care, în baza concluziilor pe care le-am făcut, noi, societatea civilă în cadrul coaliției, guvernanții în Parlament și în Guvern, să dăm un impuls pentru a ne convinge în cel mai scurt timp că suntem pe calea cea bună. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Boțan. Punem punct aici acestui eveniment. Mulțumim organizatorilor, dar și celor care sprijină reformarea acestui domeniu important. Mulțumim pentru prezență, pentru interes, pentru implicare. Acum cred că o întrebare care va fi valabilă pentru o următoare discuție, domnule Boțan, dacă acest domeniu are nevoie de evoluție sau de revoluție? Eu cred că mai degrabă este vorba despre o evoluție, cum să zic eu mai bine, o evoluție accelerată. De revoluții cu certitudine nu avem nevoie și garantul unei evoluții accelerate trebuie să fie chiar comunitatea de primari din Republica Moldova. Pe de o parte, voința politică e a guvernului, a Parlamentului, iar cei cu cea mai mare rată de încredere din partea cetățenilor, autoritățile locale, trebuie să fie cei care înțeleg care sunt beneficiile, înțeleg că lucrează în favoarea cetățenilor și ei sunt cei care corectează impulsul inovator din partea guvernanților, aducându-l în albea intereselor cetățenilor la loc, pe locuri. Mulțumim foarte mult! Atât a fost să fie. O zi frumoasă în continuare și până la noi întâlniri!